Are toată lumea loc acolo. Cum să vin că ați venit? Am propus tema asta cu panica psi, în sensul de ce lucruri facem și ce lucruri nu facem. Noi neapărat corect. De aceea, împreună cu prietenul meu, Vale Cumpăniș, am hotărât să dezbatem tema asta, să o dezbatem în public și cu speranța că ați venit cu toate întrebările la dumneavoastră. Întrebări de alea de genul, cine mi-a luat mie acordajele, ce mi-a închis Dumnezeu căile, așa mai departe. Mi-am dat seama că e nevoie, e mare nevoie într-un fel și de lucrul ăsta, pentru că în cadrul terapiei, în cadrul unei discuții cu o anumită persoană, am trimis-o de 12 ori să dea o liturghie pentru niște nume. Și sigur că da, a doua zi, a treia zi mi-a spus, mi-a închis Dumnezeu drumurile. M-am ajuns la biserică, era ușa închisă. La ce oră ai fost? La 9, seara. Deci, nu știu cine i-a închis ei drumurile, cineva i-a fi închis drumurile, dar nu Dumnezeu personal, că e ține deschis de pe la 4 la 6 bisericile. Și uite, așa, ușor, ușor, se poate ajunge în, într-o neînțelegere a ceea ce se întâmplă. Dincolo de întrebările astea, pe care cu toții ni le-am pus undeva la început de drum, și cărora pre fiecare să le dea un răspuns, un răspuns personal. Un răspuns care, la urmă, e universal, valabil, dar fiecare și-l dă într-o anumită formă cu cuvintele lui. Toți începem să descoperim acest univers, universul psihic. Începem să descoperim acest univers în care trăim și descoperim că e mai mult decât materia asta care ne înconjoară. Și primii pași care îi facem și începem să percepem și altceva, să simțim altceva, să respectăm altceva decât lucrurile de care, cu care am fost învățați, e însoțit de o firească teamă. Dacă teama asta se poate rezolva destul de ușor, dacă de la bun început acceptăm niște lucruri. Una la una acceptăm că suntem români și că suntem un pic leniși. Și atunci, că în bună parte din lucrurile care ni se întâmplă, sunt că după ce am învățat ceva, nu am practicat deloc și ne-am așteptat ca să fim absolut protejați de orice lucru pe care îl facem și ne-am așteptat ca toate lucrurile să aibă efect și ele nu au efect. Și nu știm de ce se întâmplă asta. Pe de-o parte, acuzăm și aruncăm la gunoi cărțile din care am citit. Pe de altă parte, sigur că da, bombănim la adresa maestrilor cu care am învățat, că nu ne-au învățat ei ca lumea. Și târziu de tot, am avut după oarecare vreme, ne-am ce aminte că spre sfârșitul acelui prim curs de reiki, de radiestezie, de ce am făcut, o spus omul ăla, și de acum încolo, în fiecare zi, ăsta trebuie să devină modul vostru de a fi. Ca autotratamentul la reiki, nu e pentru o zi, pentru două și una de zile, că e o formă de meditație și de a trăi pentru toată viața dacă ați intrat în jocul ăsta. Și ușor, ușor, de momentul în care încep realmente să lucrezi, descoperi că lucrurile nu mai sunt chiar așa înspăimântătoare și că ceea ce îți dorești să mai și întâmplă. După această primă etapă a, hai să-i spunem lene, la urmă urmei, a neînțelegerii faptului că trebuie să lucrezi cu tine, la urmă urmei, zi de zi, vine etapa aia a doua, cu toată lumea are ceva cu mine. Și toată lumea are, într-adevăr, ceva cu celălalt. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le simțim, să le percepem, să ne gândim la ele tot timpul, să intrăm în rezonanță cu tot ceea ce se întâmplă în jur. Și în niciun caz nu înseamnă că trebuie să și răspundem imediat, și dintr-o dată tot ceea ce am învățat noi. Și am pornit pe drumul ăsta, unii au pornit în curiozitate, unii au pornit pentru că erau într-un moment al vieții lor în care erau bolnavi, sau o altă persoană rudă apropiată și s-au apropiat cu gândul de a-l ajuta. Și pornim
pe drumul ăsta și după ce învățăm câte ceva ca să-l ajutăm pe celălalt sau pe noi, parcă cea mai mare curiozitate e cum aș putea să-i fac eu celuilalt o chestie. Și se împrăște, sigur, da, se împrăște lucrul ăsta și toată lumea se concentrează parcă pe tema asta. Și evident că și rezultatele sunt mult mai bune, pentru că toți cei de aici din sală, dacă aveți un cuțit ascuțit, puteți să vă omorâți vecinul, dar nu-l veți putea repara niciun. Și atunci, sigur că da, va fi ceva mai eficient dând simplă ură sau stând așa în fund și calculat să ne gândim la cineva care nu ne place și să ne iasă lucrurile. Și atunci, dintr-o dată, alunecă parcă totul, în loc de la cum aș putea să fac bine cuiva, la cum aș putea să fac rău cuiva. Care ar putea să fie motivele? Motivele sunt simple. Banii, puterea, orgoliu, toate celelalte. Și mai trece o perioadă, după ce am descoperit că trebuie să lucrăm cu noi și după ce am trecut și până etapa asta de hai să-mi încerc puterile cu celălalt, o etapă în care vreau să simplific brusc tot. Și foarte marea majoritate de aici a trecut într-o formă oarecare de școală de evoluție spirituală sau de terapie, care se folosesc afirmații, algoritmi, tot felul de modalități de a folosi cuvântul, informația și energia de acolo. Și începeți, pe de-o parte, să folosiți acele afirmații și să descoperiți că ele nu funcționează. Și iarăși e un moment ăla, dacă ai înapoi, panică, dintr-o dată totul este inutil, nu funcționează nimica, nimica nu e bun. Când, de fapt, lucrurile ar funcționa dacă v-ați întoarce la prima etapă aia a pregătirii și a evoluției personale. Dacă ai suficientă energie în tine, dacă ești suficient de curat, dacă ai de caș suficient de mare și toate celelalte, o să te audă Universul cu afirmația ta. Chiar o să te audă și el o să, în măsura în care lucrurile pe care le cer sunt corecte, o să îndeplinească rugămintea ta. Dar în marea majoritate pornesc la drum după un palier destul de jos, așa energetic. Și atunci toate afirmațiile care le fac nu au valoare. Gândiți-vă că dacă eu stau aici în sală și urlu după o pizza, nu o să mă audă nimeni. Dacă reușesc să mă sui pe acoperiș și urlu, o să vină lumea la un moment dat. Sau măcar vine presa și transmite mai departe. E un nebun pe o casă care tot cere pizza. Află ușor, ușor tot Universul. La fel și cu aceste afirmații. Cât timp le faceți de undeva după un palier de ăsta mai jos, nu o să aibă efectul pe care îl doriți. Și e firesc să întâmple asta. Pe aici, pe undeva, și o primă greșeală mai la început de drum, în care faceți afirmații de-astea tampon, trimit lumină nu știu unde și dacă nu e, să ducă ea unde trebuie. Și ea nu se duce și faceți bine cu forță lui la oță. Și faceți, băi, pare, perfect. Doar că toate condițiile pe care le-a spus, dacă nu le-a spus, cum să spun, la același nivel de intensitate, cu energia, cu lumina pe care ați trimis-o, nu o să funcționeze și algoritmul. Și întreagăt am amintit de intenția corectă și intenția incorrectă. Bună parte din această, exagerat spus, panică, din această neînțelegere a ceea ce se întâmplă și a faptului că nu reușim să ajungem, să atingem obiectivele pe care ne le dorim, vine de la faptul că noi dorim niște lucruri, încercăm să facem niște lucruri. Lucrurile alea, aparent, sunt bune. După toate cărțile, decaloagele, după tot ce ne-au învățat unii și alții. Doar că, în spate undeva, avem o intenție incorrectă. Și lucrurile alea, fie se întâmplă și noi, în loc să ne bucurăm de lucrul ăla, ne trezim că parcă am fi făcut ceva rău și ne-o luăm, fie lucrurile alea nu se întâmplă deloc. Asta deja e mai încoace când am trecut de primii pași și am ajuns la o etapă a orgoliului. Eu, lucrul ăsta, cum să nu știu de ce e bine, știu cum e bine și îl fac.
Și încep să-l fac, de ce? Ca să-l impresionez pe celălalt. Fac un lucru bun. Îi dau o felie de pâine, dar eu dau doar ca să-l impresionez. Eu dau ca toată lumea din jur să vadă că eu am făcut acel lucru și iarăși nu este bine. Îl dau ca să obțin cândva, mă gândesc, eu calculez, ca să obțin cândva un avantaj din partea acelei persoane. Și tot acest joc al intenției corecte și al intenției incorrecte face iarăși ca lucrurile să se întâmple pe dos. Și respectiva persoană, neștiind exact de ce se întâmplă asta, iarăși intră într-o panică, într-o nedumerire de asta. De ce mie? De ce nu reușesc? De ce nu pot? De ce nu se întâmplă toate cele? Sigur că da, după ce am trecut prin toate aceste etape, pe durată mai lungă sau mai scurtă, toți am trecut prin ele. Eu recunosc că am trecut și eu și dacă vă uitați și voi, sincer, în oglindă, scoperiți că au fost momente în care ați trecut. De-abia după o să ajungeți să vedeți cum trebuie să funcționați, ce trebuie să întâmple, care este rostul lucrurilor pe care le-ați învățat. O să descoperiți, poate că, apropo de afirmații, să vă sculați dimineața, să spuneți, astăzi este cea mai minunată zi din viața mea și sunt sănătos și toate celelalte, are rost din momentul în care ați descoperit și ați identificat și începe să rezolvați cauza acelei probleme. Dacă eu știu într-adevăr că am o suferință, că mă doare inima, că ce se întâmplă, din cauza că nu iubesc, din cauza că am greșit cuiva, că am părăsit pe cineva, că am un defect pe relație, afirmația aia o să funcționeze. Astăzi iubesc, astăzi inima mea este perfectă și funcționează. Dacă n-am identificat cauza, o vreme toate lucrurile o să meargă perfect, pentru că nu fac decât să acopăr acolo. Și o să explodeze cândva mai târziu. O să explodeze foarte rău, motiv pentru care iarăși omul poate să intre în panică, într-o nedumerire. Zi de zi m-am sculat. Și am spus, e cea mai frumoasă zi a vieții mele. Și mă simt perfect. Și văd la oare depărtare. Și toate celelalte. Și a părut că la început toate lucrurile mergeau din ce în ce mai bine și odată, buf, am căzut și m-am întors mai rău decât în locul în care plecasem. Pentru că am pornit la drum cu toate acele afirmații și să trimit, spun ele, informație și energie, înainte de a identifica ce cauza problemei. Deci, în măsura în care vreți ca lucrurile să aibă rezultate, identificați întotdeauna cauza. Sau lucrați pe acea cauză, chiar fără să o știți, până alte tehnici care terapia simplă cu Reiki, care te ajută să lucrezi pe o anumită cauză fără ca neapărat să o fi identificat. Dar sacrificat suficient timp ca acolo să trezească, să începeți să vă dumeriți de ce se întâmplă și după aia puteți să lucrați în acest fel. După aceste etape ale nedumeririi psihice, să nu-i mai spunem chiar panică, după aceste etape legate de noi, legate de, hai să spunem, câte o persoană din jur, câte mai multe din jur, începem să identificăm toate lucrurile astea legate de noi toți la grămadă. Și atunci, nu de multe ori, începem să facem lucruri la nivelul unui grup mare, orașul, țara, planetă. Și nu știu de ce, de parcă n-am fi trecut în toate etapele alea deja, când e vorba de grupurile mai mari, reușim să luăm toate greșelile de la început și să le facem și pe ele. Cam în același timp. Și să facem o grămadă de lucruri de astea fără o intenție corectă. Bun. În legătură cu grupurile și cu ce ar însemna nedumerirea asta psihică și panica psihică, de multe ori se întâmplă că nici măcar nu acționăm noi direct, nici măcar nu suntem noi cei care decidem. Dar ne place atât de tare să fim niște pioni pe o tablă mai frumoasă decât aia pe care în aparență suntem noi puși să jucăm. Și atunci, într-o formă de asta de mimetism,
Așteptăm apocalipse care nu vor să vină. Mergem în anumite contexte în care am auzit noi că e bine să fim și chiar dacă ne simțim îngrozitori de rău, plecăm fericiți pentru că am fost împreună cu toți ceilalți și ne-a fost și nouă la fel de rău ca tuturor celorlalți. Înseamnă că e bine. Ca să avem încă un motiv de ăsta de nedumerire și de oarește nemulțumire, să spun. Pentru că mult mai târziu să ne dăm seama că toată această energie pe care am generat-o într-un loc sau în altul, fiecare de acasă cu grijile lui sau strânși toți la oaltă cu grijile noastre, poate că cineva a folosit, sau dacă nu a folosit-o cineva anume, modul în care am degajat-o noi la loc cu pricina, nu a fost deloc fericit. Și dintre toate lucrurile, și de asta am amintit și la nivelul inimii ce se întâmplă, la nivelul sufletului nostru, gândiți-vă că emoțiile voastre, ce se întâmplă pe corpul emoțional, acolo se zbate cel mai tare. În momentul în care intrați într-o stare de asta de panică, la nivelul sufletului vostru se întâmplă. Și pe de-o parte, toată bucuria voastră, dar mai ales toată frica, toată ura, toate lucrurile pe care le simțiți dintr-o dată așa, buf, că ați intrat în panică, generează foarte multă energie și care este foarte greu de controlat. Și mai ales o generează și are efect asupra voastră și asupra celor din jur, la nivelul sufletului. Adică la acel nivel unde ar trebui să fiți cât se poate de curați, pentru ca sinele vostru să știe încotro să îndreaptă el, să știe care este drumul și să fiți într-adevăr cu cale corectă a evoluției voastre, personale, spirituale sau cum vreți să-i spuneți. L-aș vrea și pe prietenul meu, Vali Cumpănici, să-și facă introducerea și perspectiva lui asupra ceea ce putem să-i spunem panică. Bună seara! În timp ce Vlad povestea despre partea asta de evoluție spirituală, mi-am amintit un banc care cred că ilustrează partea asta de conferință din seara asta. Panică psi. Doamne, cum e cu panica asta psi? Într-un sat de munte, erau foarte mulți, seara ne aveau foarte multe oi și la un moment dat zice, băi, hai să angajăm și noi un cioban să aibă și cine să îngrijească de oile astea. Ba. Au îngrijit așa. Ciobanul se duce ăsta pe munte, trece o zi, trece două, trece o săptămână, bun. La un moment dat s-a plictisit. Zice, băi, ăia stau în sat, acolo, eu aici cu vârful muntelui, ies de frică, doare. Se plictisește, ieșe cu palma muntelui și începe să zică, lupi, săriți, lupi, săriți! Ăștia, în armație, imediat cu focul, cu topoare, cu furci, încep să urce, unde sunt lupi, unde sunt lupi, nimic. Au plecat. Ok, bun, să zic, ăștia, mai trece vreo două săptămâni, iarăși ăsta plictisit. Zice, iarăși aia, băi, eu singur, ai ușa. Începe iar, lupi, lupi, săriți, săriți, săriți! Vine ăștia, cu furci, cu topoare, iarăși, unde sunt lupi? Băi, tu bași de noi, mă, dați-mi colo de treabă. Păi am plictisit și eu singur aici, am lăsat. Coboară ăștia, trece o lună de zile, vine iarna frumos, la un moment dat apare ursul. Tot bun. A venit ursul cu ursul, ai ca frumos a început. Ăsta este zis pe ala, săriți, urs, 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 urs! Ies doi, trei oameni frumos în curte, zice, iar va apuca pe nebunul ăla, lasă-l mă face. Hai să dă vină. Partea asta cu panică psi. Sunt situații și situații. E o frică pe care o avem în toți în momentul când auzim de cuvântul ăsta panică. Pentru că strânește un fior pe șira spinării acolo. Fiorul este generat de un lucru. Frica de a pierde. Ce? Păi, pe ce nu drag, soțul, soția, copiii, da? Mașina. Auzi? Se aude că vine un cutremur. Hai să ne facem asigurare. Ok, acum e obligatoriu. Și în momentul respectiv, odată declanșat acest fenomen, începem să ne comportăm într-o direcție. Care nu mai e direcția neapărat pe care noi o vrem? E o direcție dată de unul sau de altul. Având în spate ceea ce se cheamă zvon. Zvonurile astea,
au un caracter extraordinar. Eu le imaginez, le văd așa ca niște animale care nu pot fi încadrate nici într-o tipologie. Șerpuiesc, se strecoară, se unduiesc, îți intră pe nesimțite în viață. Nu știi când a apărut în viața ta, nu știi dacă a plecat din viața ta. Zvonurile au puterea de a zbura. Cea mai mare caracteristică a lui este că zboară din gură în gură. Auzi, tante, aia l-a văzut ce a făcut, dar a uitat cu ce a pus termo bani. Vai, dragă, de unde și-a pus termo bani? Că n-a avut bani. Da. Asta e ceea ce se cheamă la noi, la români, bârfă. Da, tot un zvon e. Zvonurile au marea capacitate și sunt un rezultat teribil de luptă. Pentru că determină comportamentul. Determină un rol de a schimba atitudini la nivel individual și la nivel de masă. Da? Cu toții probabil v-ați lovit de zvonuri la locul de muncă. Între colegi, așa, prietenești. Ăla se mută, ăla vrea locul, ăla vrea locul, ăla altul. Sunt zvonuri politice, care au generat curente, care au generat schimbări la nivel de masă. Sunt zvonuri sociale. Sunt zvonuri cu caracter de panică. Adică, distrag atenția. În momentul în care am distrat atenția, pentru ce să mai mă uit în portofel să văd câți bani mai la pâine? Trec peste, da? Vine un cutremur peste 2 săptămâni. Mai am chef și m-am gândit toată treaba asta? Nici într-un caz. Una dintre cele mai periculoase caracteristici ale zvonului este faptul că pot deteriora credibilitatea cuiva. Și cu asta, probabil că v-ați lovit. E un aspect pe care poate l-ați întâlnit în mediul în care lucrați. Ideea este ce faci într-un moment când te lovești de un zvon. Ideea este să-l identifici, că îți dai seama că e un zvon. Nu vine dintr-o sursă autorizată. Nu vine de la cineva care are puterea și are competența de a spune lucrul respectiv. Și aici o să vă dau, vreau să vă spun un instrument care e foarte fain, păsta la îndemână. În momentul ăla apar întrebări. Cei care sunt mai mult pe emisfera stângă, atunci pot foarte ușor să spună. Cine a spus asta? De unde a venit asta? Cine beneficiază de asta? E, când ajungem la cine beneficiază de pe urma acestui zvon, de aici lucrurile se complică. Cu toții știm și am trecut de bancurile și de situația asta cu 21 decembrie. A fost un mare război psihologic pe 21 decembrie și în preajma acestei zile. Am avut oameni care au venit mai în glumă, mai în serios și au spus, domnule, ce se întâmplă cu 21 decembrie ăsta? Nu mai plecăm, mai ce facem? Stăm în București, nu stăm în București, circulă tot felul de lucruri. Și am văzut o imagine pe internet care mi-a plăcut. La un moment dat, un chinez cu un american schimbau știri. Și americanul zice, bă, la noi vine și la noi vine apocalipsa asta, chinezul zice, și la noi vine apocalipsa, dar chinezul zice, auzi, am o denumerie. Ok, v-am înțeles, pe 21 murim toți. Dar va fi conform fusului orar? Cine mai ar fi? Cine e îngroapă pe cine ei pătrească să mulți? Un alt obiectiv pe care zvonurile l-au este acela de a descuraja. Și vă amintesc, unii au câștigat un război, da? Ocuparea Germania, când a ocupat Polonia, a făcut-o datorită războiului psihologic. Zvonurile care au fost arma cea mai teribilă, n-au tras un glanț. Au intrat peste aia, au invadat, n-au avut nicio treabă. Gândiți-vă că lucrul ăsta se întâmplă și la nivel de individ. Ce se întâmplă în momentul ăla? Păi e foarte simplu. Nu-ți mai trăiești valorile personale, nu-ți mai trăiești și nu-ți mai manifesti convingerile de viață pe care le ai, nu mai ești tu. Lucru care poate trece un an, doi, trei, sunt oameni care nu și-au dat seama de asta ani de zi. Numai că lucrul ăsta se întâmplă și în relații unul cu unul. Da. Panică psi, la un moment dat, încep eu dimineață, aud 3 știri la radio, a mai murit ăla, a mai fost un cataclism, nu știu unde. Apropo, ca și sugestie, știrile de dimineață ar fi bine și recomandat să le săriți. Dacă vreți programul meteo pentru ziua respectivă, mai ales pentru cei care conduc o mașină, mai bine o faceți de seara. Pentru că dimineața se întâmplă un lucru. Cel puțin 45 de minute, partea de vigilență e 0.
Da? Și în timp ce vă sorbiți frumos cafeaua, toate informațiile negative pe care sunt și la radio, și pe toate canalele mass media din partea de televiziune, le înghițim pe nemestecat. Te-ai trezit cu o stare bună, te-ai trezit cu un zâmbet fain, și pe la ora 11 nu știi ce te-a apucat. Ți-a schimbat starea. Practic, ce face o știre negativă? Păi, te ia de la o stare prezentă pe care o ai foarte bună dimineața. Și această stare bună, pozitivă, care ar trebui să o ai și la finalul zilei, te trezești la un moment dat că undeva pe parcursul zilei s-a dus. Iritabilitate, nervozitate, vorba aia, ți-au înnecat fără bine. Ce-ai puțin? N-am chef de nimic. Nu știi de unde ți s-a tras. Decât doar dacă, la un moment dat, ești foarte atent cu tine. Cum poți fi foarte atent cu tine? E o întrebare. Fiind relaxat, dându-ți voie să fii relaxat. Și aici sunt două chei. Două chei deosebit de importante. Aceea de a rămâne nim. E prima chei. Foarte mulți oameni zic, bine, bine, bă, mă lași, am auzit atâta expresia asta cu rămasul inimă. Cum faci să rămâi în inimă? Că la un moment dat m-am apucat mop. Citesc peste tot, ai rămâi în inimă. Bun. Una din tehnici este să îți imaginezi, efectiv, deci partea de imaginație, ca resursă interioară pe care o avem cu toții, că ești inimă. Te vizualizezi ca și cum inima ta este casa ta. Și de fapt este casa ta. Este casa sufletului tău. Și ești acolo. Ori, ce înseamnă casă pentru noi toți? Înseamnă siguranță, înseamnă liniște, înseamnă iubire, înseamnă respect. Da? În momentul în care te duci în casa sufletului tău, practic te conectezi la aceste resurse interioare. Și asta înseamnă partea de componentă spirituală. Și de aici îți iei ceea ce se cheamă resurse. Practicând și partea asta de respirație. Mai și respir când ăla, colegul ăla meu mă enervează și mai zis un alt an. Păi, da, la început o să-ți mai pierzi stare. E normal să-ți o mai pierzi. Însă, practicând, cultivând exercițiul ăsta, mă văd în inimă, mă văd în casa sufletului meu, mi-o mobilez cum vreau eu, mi-o aranjez cum vreau eu, îmi pun acolo toate resursele de care am nevoie de pe toată planeta. Mă duc, intru acolo și rămân acolo. Și respir. Adânc, dar inspir, pauză o secundă, expir, pauză o secundă. E o tehnică extraordinar de simplu. Pentru că ideea care e să avem resurse care în orice context de viață, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur, să pot să mă regăsesc, să pot să mă reașez. Iar momentele în care îmi pierd starea, vor deveni din ce în ce mai rar. Starea asta e legată de corpul emoțional și de aia trebuie să ajungi să stai cât mai mult în sufletul tău. Și probabil că de asta știrile sunt atât de nasoare, pentru că accentul ziaristului e pe starea emoțională. Eventual cu interviul la celebru, ce simțiți acum când v-a murit soțul, când ne-a trecut anul despre el, generează ceva strig pe corpul emoțional. Dar, în afară de zvonurile astea care vin așa buf, emoționat, nu sunt și alea informaționale care vin undeva pe la chakra 13, până la grupul A, alea cum ajung? În momentul în care ți-ai pierdut starea, practic, se întâmplă un fenomen de deschis. Și noi avem o vorbă din bătrâni. De ce ți-e frică de aia nu scap? În momentul în care ți este teamă, practic toate câmpurile la momentul ăla se deschid. Pe corpul emoțional, în momentul ăla fiind deschis, primești tot ceea ce vrea cel care te agresează. Conștient sau inconștient. După o perioadă de timp, începi să manifesti. Aia e surpriza, ceea ce a avut agresor. Dacă nu te cunoști suficient de bine, o iei ca pe o zi rea. Am iar o zi din aia, mai bine n-ar mai fi fost, mai bine nu mai plecam de acasă.
Însă, ceea ce uităm este tocmai partea asta de resurse interioare, că avem capacitatea să ne revenim. Și aici mai recomand o parte, o tehnică foarte simplă, pentru că am zis că în seara asta dăm și parte de instrumente, de tehnici care pot fi utile și care, din, având mai multe instrumente, vă este mult mai ușor să vă amintiți din ele. Fără să stați după voi cu nu știu ce curs de Reiki sau alt curs de Radii sau nu mai știu ce altceva. Lucruri care vă sunt la îndemână și foarte ușor de aplicat. Și apropo de partea asta de agresiune, imaginați-vă că sunteți un arbore. Dar nu un arbore care stă picior peste picior, că n-am văzut arbori care stau așa. Da? Cu picioarele ancorate pe sol, și asta puteți să o faceți și că sunteți la volanul unei mașini. Da? Corpul drept, și vă imaginați că din picioare vă pleacă rădăcini mari, sănătoase, către centrul pământului. Că corpul vostru este un trunchi enorm, a unui arbore pe care voi îl alegeți, îl preferați. Că din umeri vă crește o coroană enormă către cer. Și aici folosim tot partea asta de respirație, în care, pe inspirație, vă aduceți lumină prin chakra coroană sau prin toate chakrele superioare, inspirați, și tot ceea ce a fost ca și factor perturbator în momentul ăla, pe inspirație, vizualizați, vă imaginați cum se scurge din tălpile voastre în centrul pământului. Nu e nevoie decât de vreo 7 respirații. Se pare mult. În momentele în care sunteți devitalizați, fel, numai că de data asta mă trebuie la pământ, la planetă, și cer. Și imaginez cum pe inspirație, de data asta, aduc prin rădăcini, energie, vitalitate. Și pe inspirație, surplusul voi da întregii planete. Gândiți-vă că puteți indirect să vă ajutați în momentul ăla și colegii de birou sau cei din casă. Sunt instrumente foarte simple și foarte la îndemână. Hai să mă întâlnesc ce se întâmplă sus, totuși. La nivelul ăsta informațional, la nivelul câmpului A sau al tunicii acașe, la nivelul la care se află și sinele nostru superior, care el știe câteodată mult mai mult decât noi, chiar dacă nu este, cum cred, în sinele superior, cea mai luminată ființă de pe planetă și din univers, e o bucată de noi care a rămas pe acolo și care câteodată să uită așa în jos, disperat, că ăsta iar s-a dus o viață degeaba, iar greșește, iar și-a ratat în față. Păi câteodată de-aia nu ne reușim să ne vedem, să ne conectăm la sinele superior, pentru că ne trezim acolo că la tot timpul face așa. Oi, aveai o misiune, aveai o chestie de făcut, tu pierzi, numai că pierzi timpul, toate lucrurile care le faci așa. La fel cum bine a spus Vali de modelarea sufletului, a încăperii sufletului în care mai mult, ca să puteți să identificați la nivelul cea că e a 13-a, ce se întâmplă, trebuie să folosiți cât mai des o meditație în care să lucrați, orice meditație în care să lucrați la nivelul câmpului A. Pentru că acolo informația poate fi foarte ușor pusă, și nu o să vă dați seama că nu sunt gândurile voastre. Fără să vreți, și cum să spun, toată lumea reușește să conecteze la sinele superior, să recupereze de acolo tot felul de cunoștințe, de prin vieți trecute, tot felul de lucruri legate de misiunea personală din această viață, tot felul de îndemânări și înzestre. Și câteodată aducem de acolo, ca și cum ar fi gândurile noastre, informații de genul, mâine trebuie să te duci să-i tai gâtul ăla. Sau mâine trebuie să te duci să-ți dai toți banii pe cine știe ce produs, pe cine știe ce altă chestie. Și nimeni, dacă tu nu ai experiența lucrului cu tine însuți, la nivelul sinele superior, o să te tăvălești și o să fii în stare să te juri pe toate cele că e gândul tău. Doamne, nu mi-a zis-o nimeni. N-am ascultat nici radio dimineața. Nu-mi bubuie nici inima de pe emoție ca să fi simțit ceva. Și pur și simplu am avut așa, ca o revelație, că eu trebuie să fac lucruri cu pricina. Atunci, la fel cum se modelează sufletul, se modelează și nivelul ăsta.
dacă trebuie să porniți în meditație, pe ideea de cum vă place vouă să gestionați informații. Dacă vreți meditația cu pricina la nivelul cronicii ca și vă plimbați între niște lungi rafturi ca într-o bibliotecă nesfârșită. Vă puteți plimba ca între televizoare care regulează tot timpul informația sub formă de filme, documentare, filmele alea artistice fiind întâmplările din vieți trecute și documentarele, resturile de cunoaștere care le aveți pe acolo. Sau sub orice altă formă cu care vă place vouă să relaționați. Dacă treceți suficient de des pe acolo, o să începeți să vedeți că a umblat cineva pe raftul, că v-a mai pus și alte cărți. Că pe ecranele alea încep deja să ruleze alte filme brusc care nu le cunoșteați. Dacă nu v-ați duce pe acolo destul de des, el o să vină în voi și o să luați niște decizii greșite. Probabil că bună parte din zvonuri vin simultan pe ambele căi. Vine undeva la un anumit nivel și pentru un anumit nivel de conștiință al țintelor, vine mai ales pe emoțional, pe povestiri de-astea simple, pe previstele alea cu fata de la pagina 5, pe toate lucrurile care se întâmplă pe emoțional foarte puternic și pentru ceilalți vine pe sus, în forma implementării de informații care să vină și să înveze și să îl determine pe om să ia anumite decizii greșite. Zvonurile pentru a circula, revenind un pic la ele, nu au nevoie de adevăr. Nu au nevoie să conțin adevăr, adevărul complet. Conțin doar câțiva biți de informație cu el. În rest se speculează. Însă, ceea ce provoacă ele sunt depresie, tristețe, furie, mânie. Toate aceste lucruri fac și ajută, cu ghilimele de rigoare, ca acea zi să se strice. Să nu mai faci nimic din ceea ce ți-ai propus. Cu siguranță toată lumea, la un moment dat, își face lista de dimineață de obiective. Fac aia, fac, mă duc la serviciu, vreau să pun obiectivul 1, obiectivul 2, pauză. După câteva ore s-a stricat starea, nu știi de ce, s-a dus toată lista de obiective pe jos. Sunt patru mari, eu le zic, cavalerii apocalipsei, din punct de vedere psihologic, determinat de zvon. Ca să-i recunoașteți și să vă reamintiți cu ușor, prescurtarea este SAD. S vine de la stres, A vine de la anxietate, D depresie și eșec. Acest traseu te face, te aduce la sfârșitul unei zile să fii supărat pe tine, să fii supărat pe partenerul de viață, pe copii, pe colegii de servicii. În momentul în care trecem un anumit prag de stres, începem să facem greșeli. Începem să uităm ceea ce am învățat. Și din punct de vedere al cunoașterii, fie că e Reiki, fie că e Radi, fie că e oriceva, orice altceva, fie ceea ce știm din punct de vedere intuitiv, ca și parte de componentă psihologică. Ce e de făcut într-o asemenea situație? Să vă arăt un exemplu. De o situație. Lărgim perspectiv. Să zicem că paharul ăsta de apă este o situație care mi-a stricat starea. A venit un coleg, a urlat la mine și din această perspectivă zic că am o plată karmică cu colegul respectiv. Da, asta e. E o plată karmică, plătesc toată viața karmic, că de asta îmi vine la serviciul ăsta, e servici karmic. Bă. Din perspectiva asta, uitându-mă, e o situație din care aș avea ceva de învățat. Ce aș putea să învăț? Ce-a ținut de mine în situația asta? Ce aș putea să-l primulez? Interesant. Din acest context de viață, este atac psihic. Păi, ăia care mă torturează, am eu vecinul ăla care știu că are cunoaștere de la etajul 7, mamă se ține numai de trăsnei, l-am văzut, nu toată ziua la el, numai lumânări aprinse, un miros de tămâie care îi inundă toată scara, toate etajele, se ține de tâmpeni.
Am avut o ceartă mai acum, cu doaia cu el. Era închinos. Din altă perspectivă, sunt situații în spate care sunt cauze pentru acel eveniment de viață. De regulă, acolo nu ne uităm deloc. Ce se întâmplă cu noi? Păi, în funcție de unde ne focalizăm atenția, acolo se va duce și energia noastră. Dacă mă duc aici, va fi un anumit lanț de atitudini și de comportament. Automat și de consecințe. Dacă mă duc din poziția cealaltă, la fel, voi avea alt lanț de atitudini și alte comportamente și alte consecințe. Cineva din exterior spune, ok, dar uitându-mă așa de aici, adevărul e în toate. Eu pe care s-o aleg? Da. Pentru că, dintr-o perspectivă, e și ataxii, din altă perspectivă am și o lecție de învățat. Din altă perspectivă, am fost și un coleg care poate chiar e lipsit de bun simț pe românește. Da? Și din cealaltă perspectivă, sunt niște cauze în spate. Cauze de acum, de altă dată, fapte, vorbe, gânduri, atitudini și comportamente personale, făcute și nefăcute, care mi-au creat acest context de viață. Ideea este să nu vă focalizați doar pe o anumită perspectivă. Pentru că dacă mă duc doar pe o singură perspectivă, rezultatul, în bună parte, un singur. Suferință. Și la un moment dat, suferință de dragul suferinței. E o întrebare deosebit de puternică, pe care vă recomand să vă puneți. E o întrebare care vine din coaching. Și în care, în urma unui eveniment de viață, e bine să vă pune. Ce am învățat din asta? Pentru că altfel rămâneți doar cu suferința, din contextul respectiv. Ce am învățat din asta o să mă ajute să pot să merg mai departe, să fiu atent la resursele de pe drum și să-mi dau seama ce am de făcut. Și aici mai sunt două componente, care, din păcate, la noi, ca și educație, lipsesc cu desăvârșire. Este ceea ce se cheamă un management al crizei. Care nu există. Planul A, varianta B, varianta C, în care fizic, energetic, mental, emoțional, spiritual, să știu ce să fac. Nu reacționez la criză, nu reacționez într-un război psihologic atunci când a venit, cum se spune, tsunami peste mine. Dar atunci nu știu pe ce să pun mâna mai întâi. Ce să trupesc mai întâi. Da? Apropo, când a fost cu tremurul din 77, povestea cineva la părinții mei în oraș, a venit cu tremurul, tatăl era copilul mic, de un anișor jumate acasă, a luat copilul și când s-a terminat cu tremurul, s-a trezit în fața spitalului cu damigiana de whisky. Cineva zice, doamne, a luat ce a iubit mai mult. So? E o realitate. Pentru că în momente de panică avem reacții emoționale necontrolate. Nu mai știm ce facem, nu mai știm ce să facem mai întâi, nu mai știm cum să reacționăm. De asta mai devreme vorbeam de a cultiva. Ce? Să cultiv o stare. Practic, uitându-mă aici și văzând toate perspectivele, am puterea să mă dau un pas înapoi și să iau, într-adevăr, ce mă poate ajuta să evoluez. Ce mă poate ajuta să dezvolt relații frumoase, echilibrate, cu ceilalți, dar și cu mine. Pentru că, în felul ăsta, viața în momentul ăla devine, într-adevăr, frumoasă. Și nu mai sunt la îndemâna celorlalți, care, într-un fel sau altul, au țintele lor și au scopurile lor. Apocalipsa 2012 a avut, în primul rând, o componentă economică. Gândiți-vă cât s-a câștigat și câți oameni au câștigat din asta. La noi, în România, mai mult sau mai puțin, deși și aici am auzit de foarte multe lucruri interesante. Afară am prieteni care mi-au povestit, s-au cumpărat buncăre, provizii, cu tot tacâmul, cu tot ce înseamnă asta, deci s-a investit enorm.
România știu de situații de oameni care au, mai s-au strâns mai multe familii, au cumpărat frumos un container din ăla și unde aveau fiecare un teren pe-n vârful munților, s-au dus acolo. Să fie apocalipsa. Alții au închiriat asemenea, așa mă fac și eu că un... Ei, mai știu să ne oferim serviciile de bodyguards în timpul apocalipsei. Așa era o afacere bună. M-aș întoarce un pic la perspectivele astea. E clar că avem o ierarhie între ele. Adică, înainte de orice altceva, este clar un atac psih și emoțional va veni peste mine și de aici răspund prima dată. Și după ce am trecut, că nu l-am găsit pe vecinul de la 7, este în mod evident o plată karmică. Și toată lumea a venit peste capul meu și nu mai știu încotro să mă duc și mă gândesc cât o să dureze și ce o să mi se mai întâmple și creez un întreg scenariu. Și dacă m-am mai iluminat un picuț așa și m-am acceptat cât de cât, hai să zicem că poate e și o lecție. Bun, am ceva de învățat. Zic unii că toate chestiile astea, până la urmă, trebuie să înveți ceva din el. Dacă accelerația gravitațională după drobul de sare, după sobă, niciodată. Asta niciodată nu sunt de acord. Sigur sunt farmeci. Poate și le-au fost și păi e o farmec folosit sub formă de farmec. E intervenția intervenția cuiva anume care mi-a dorit rău înainte de orice altceva. Dar nu există și posibilitatea pur și simplu să fii idiot? Nu putem să discutăm aceasta a cincea cu e al cincelea element. Nu, dar oricum nu e nimeni vinovat. E exterior. Urmea e că, indiferent de care dintre ele, chiar și acolo cu accelerația gravitațională, până la urmă și tu ai vina ta că te-ai așezat sub drobul ăla de sare, e decizia ta. Emisfera stângă te-a pus într-o situație în care n-ai. Dacă nu l-ai văzut, de ce nu l-ai văzut? De ce n-ai aprins lumina? Plus că în momentul în care nu aveam noi perspectiva respectivă asupra Universului, poate că lucrurile nici nu se întâmplau, că avem darul ăsta de a crea Universul în jurul nostru și de a crea, și chiar și încăperea asta acum cât suntem aici, cu fiecare ne-am deschis-o cu totul și cu totul altă. Dar drobul de sare e drobul de sare. Ăla e acolo și nu avem. Nu avem un control. Vine măcar ca o plată karmică, dacă nu prea altceva. Un alt aspect al Apocalipsei 2012 a fost efectul ăsta de contagiune emoțională. Frica de rău la om. Afară, prin faptul că și-au luat buncăre, arată că au avut rezultate foarte bune cine a dat drumul la această poveste. Și s-a exploatat o frică, frica de moarte. Dacă până la urmă, asta e baza. Sunt emoții foarte puternice care depășesc la un moment dat rațiunea. Cum vă spuneam mai devreme, a plecat cu copilul și s-a trezit jos frumos cu sticla de. Da. Cum să spui când a avut copilul? Nu a avut oricum un noroc, pentru că avea el cu totul și cu totul bani de stil. Nu, vreau doar aici spun un pic cu să. Nu cred că cel mai important lucru a fost economic. Cu siguranță că au fost oameni care au profitat ca și la cu totul alte lucruri de genul ăsta. Vine apocalipsa, vine cu tremurul, vine ce se întâmplă. Se suprapunea peste Crăciun care au profitat economic și au fost niște lucruri. Dar cred că cel mai mare profit este ăla în a orienta atenția oamenilor și emoțional și mental către un subiect oarecare care nu e de o perspectivă, că a început asta de la... Când după ce s-a terminat cu anul 2000, a început foarte clar cu 2012. Deci așa odată la un deceniu și ceva o să mai apare câte un lucru. Deja au apărut în presă lucruri legate pentru peste câțiva ani. Cometa, când se mai vine oricum câte o apocalipsă. Și cu cât mai mult timp oamenii stau și se gândesc la acest sfârșit al lumii, la... cum o să te mai doară chestia imediată? Cum o să te mai doară că unele servicii sunt proaste, că unele politici sunt inutile, că unele lucruri sunt clar defavorabile din punct de vedere social, moral, profesional și în toate felurile, când tu ai un singur obiectiv, să întâmpi la apocalipsa. Și întotdeauna obiectivele astea sunt puse atât de creată, atât de mare, încât să
depășească pentru cel mai slab de rânde, cum se spune, să depășească nevoile, întrebările, chestiile imediate. Și atunci el se duce spre acest lucru care trebuie rezolvat, ce fac eu de Apocalipsă. Când întrebarea în sine e ușor superfluă, ce facem de Apocalipsă? Apocalipsa nu poate fi amânată când va fi să vină ea și o să facem ce e de făcut. În niciun caz un bunker nu o să ne ajute de Apocalipsă, pentru că se vor întâmpla alte lucruri în care s-ar putea să nu dorim să fim în bunker cu pricină. Deci trebuie să fim atenți și la ce se întâmplă pe lângă tot acest fenomen. Lăsând la o parte faptul că toată teama asta, așteptarea, tot ceea ce generăm noi energetic. În gândurile noastre, prin faptul că ne strângem într-un loc și ne gândim de Apocalipsă, ce se întâmplă, cum se întâmplă și în sala asta, am mai fost întrebat înainte de Apocalipsă de nu știu câte ori. Și am zis că le dau și în scris că nu se întâmplă. Ce mai crezut cineva? Nu mai crezut nimeni. Atâta energie s-a generat pe chestia asta? Pentru că, sincer să fiu, câteodată am folosit-o și eu, pentru că era foarte util. Am folosit-o în terapie, energia generată de oameni, n-am folosit energia generată cu spaimă, ci energia din calcul. Aia poți să o folosești în terapie, că este o chestie. Vezi, când deau, ăștia care construiau buncăre și nu știu, adică omul, nu atât cu spaimă, cât cu eu fac ceva, pentru că trebuie să fac ceva ca să neapăr neamul, familia și toate celelalte. Și cu atâta entuziasm avea că era păcat să se pierdă energia aia pe care o genera acolo și putea fi folosită. De ce Apocalipsa s-a înțeles totdeauna? Sensul de Apocalipsa înseamnă o revelație. Deci poate că toți am trăit această Apocalipsă splendidă. Și fiecare evoluat. Tocmai de-aia și spun că niciun caz buncărele nu sunt o soluție. Iar pentru alte forme de cataclism și de ce se întâmplă, greu de crezut că la o adevărată schimbare de pol sau cealaltă lucruri, că sunt o listă întreagă de lucruri pe care le pot anunța și eu că se vor întâmpla, greu de crezut că pregătit de genul ăsta ne ajută într-adevăr în... La urma urmei, de ce v-ați adunat în seara asta aici, în sala asta? Voi sunteți elita celor 144.000. Acum, peste 5 minute, o să vină Apocalipsa și de asta v-am pregătit, v-ați autoselectat, nu? Și o să se ducă vestea asta mai departe și toți ceilalți care o să mai vadă filmul o să spună, da, am fost acolo, nu suntem în primul grup. De ce nu suntem în primul grup? E o capă, este o plantă, nu a ajuns și la noi vestea, la timp. Uite-te la aia în sală, de ce tocmai ei? Hai să iubim sau hai să iubim, poate pe aia de acolo, că ei sunt primii care ne vor duce. Imediat să lansează un bun de genul ăsta, e foarte simplu. Hai să lansăm zvonul pozitiv. Zvonul pozitiv nu se lansează așa de ușor, că se fâsie. Pă ce energie? Un zvon pozitiv, așa cu o nuanță ușor egotică, poate să meargă. Un zvon pozitiv de ăsta de genul, hai să construim ceva frumos și de-aia, schiziți-mă, de ce să construim? Pentru cine să construim? Păi da, merită ăla să construiesc eu pentru el să-i dea. Am rămas uluit când acest lucru pe internet pe primul ministru al Australiei a ieșit pe post înainte de 21 și foarte sobru și foarte zice, bună seara, dragii mei, vine sfârșitul lumii. Nu vin, nu vă anunț că sunt din scumpiri de gaze, nici că nu știu ce virus dă-i capa nu știu de care vine peste. Probabil că o să ne confruntăm cu zombii sau cu cine știe ce din iad veniți și am încheiat foarte elegant. Vă urez succes la toți! La noi, în România, a fost un pic diferit față de Australia. Zice, a venit Apocalipsa în România, s-a uitat în stânga, s-a uitat în față, s-a uitat în dreapta. Păi aici am mai fost, mergem mai departe. Apocalipsa este, cred că am trăit-o cu toții în fiecare zi, de multe ori. De asta. Și am o curiozitate. Atunci când v-ați făcut curat prin șufonier, ce ați trăit? Când v-ați uitat la niște haine și la un moment dat, băi, nu mai mi-e cap de costumul ăsta nou. Băi, dar trebuie să-l dau pe ăsta, iau șufonier nou, nu să-l merită. Dacă e un atac în partea mea. Da, e atac. Corect. În momentul în... atașamente.
În momentul în care ne facem curat prin lucruri, am trăit această apocalipsă. Ce să las, ce să iau? Dar lucrul ăsta l-am purtat o singură dată. Cum să-l dau? M-a costat 13 milioane. Și vine, vrei să faci curat la părinți, că la un moment dat spune, fă-și curat și la mine. Și te duci frumos și începi și dai. Și lași aerisit. Și vin părinții și zic, vai, dar ăsta nu se poate. Cum să nu? Ăsta nu rămâne acolo. Dar nici ăsta nu se poate. Și îl pun pe toate înapoi. E o apocalipsă. Apocalipsă pentru ei, apocalipsă pentru noi. Și asta înseamnă, într-adevăr, partea de atașament. Mă atașez de ceva. Mă atașez de acel ceva care pentru mine înseamnă ceva emoțional. Ceva afectiv. E o încărcătură. Un eveniment drag. Cineva care mi l-a făcut cadou. Nu știu. Un eveniment frumos. Dar partea asta de dramă o trăim cu toți. Și câteodată poate fi o adevărată traumă. Mi-a povestit cineva la un moment dat că a fost nevoie, locuind cu părinții, să schimbe mobila. Nu vreți să știți. Până la urmă au negociat, au dat patul, biblioteca, dar cu o servantă, indiferent ce a încercat. Și era o servantă care o pașa, un perete. N-au reușit să o dea. Aia nu și nu că, că mor. Și atunci au zis, omule, dacă îi scoatem rădăcinile doamnei respective, fiind de biblioteca, servanta respectivă, pleacă în 2 ani. Sau în 6 luni de zile cel mult. Și am zis, ok. Au lăsat. O altă dramă, o altă apocalipsă este fiecare sfârșit de an. Este o apocalipsă. Este o apocalipsă pentru că ce facem în acel moment? Facem un bilanț. Un bilanț a ceea ce a însemnat anul ăla, în momentul ăla. Fizic, energetic, mental, emoțional, spiritual, pentru fiecare dintre noi. Nu întâmplător sunt aceste sărbători și Revelion, că practic este o moaște și este o renaștere. După Revelion, ce vrem? Să vină Revelionul și toată lumea ce spune la un par de șampanie? Să se ducă în mama lui și anul ăsta și sparge paharul ăla de șampanie. Da? Iar grecii le-au cu ale lor, aia sparg altele. E un sfârșit al lumii de care avem nevoie. Ce vreau să spun, că există și o componentă pozitivă în această poveste. Dacă ne dăm voie să o vedem. Dacă ne dăm voie să vedem ce. Ce putem să optimizăm. O altă cheie, care e deosebit de importantă, este să fii prezent. Și practic, rolul acestor apocalipse ne amintesc de un lucru. Să fim prezent în viața ta. Să fii prezent acolo. Pentru că oamenii, la un moment dat, când am vorbit cu apropo pe tema asta, ne-au întrebat, ce regresc? Care-i frica? Păi uite, știi, îmi pare rău că n-am fost și eu în croazieră. Păi de câți ani îți doresc să te duci în croazieră? Păi de vreo 7 ani. Ok. Și ce mai voi? Păi nu știu, aș fi vrut să merg într-o excursie undeva pe vârful muntelui. Sau aș fi vrut mai simplu, să mă duc să învăț să patinez. Mi-am luat patinele, stau în cămara de 10 ani. Excelent. Sau mi-am luat schiurile, care la fel stau acolo în cămara de alți 5 ani. În momentul în care uităm să fim prezenți, suntem la mâna tuturor celor din jurul nostru. Pentru că în momentul în care uităm să fim prezenți, trăim valorile și viața celorlalți. Apoi, la un moment dat, al mama, al tata, al cuiva important din viața noastră, a unui profesor important, și valorile tale nu le mai trăiești. Nu știi ce vrei. Și așa apare fenomenul că trece un an și nu știi când. Paști, Crăciun, ok, bun, și ce am înțeles, iar am mai trecut 3 ani, am mai albit un pic. Pentru că la finalul anului mai e o întrebare care vă recomand. Care a fost intenția pozitivă acestui an pentru mine? Ce vise mi-am realizat? Mi-am dat voie să-mi trăiesc visele? Mi-am dat voie să fiu eu? Sunt întrebări. Întrebări pe care atunci toată lumea ocupată. Cu cărnații, cu sarmaua, cu răcitura. Poate că să numim așa, ca moment de apocalipsă, de moarte și de renaștere, iar restul să fie purgatoriu pe care unii îl recunosc și ceilalți nu-și dau seama că îl trăiești, că tocmai suntem aici. Cât despre apocalipsa la nivelul ăsta mare de ciclicitate cosmică și a Universului,
Cu siguranță că momente de genul ăsta s-au mai întâmplat, nu știu de ce, dar marea majoritate în momentele astea de meditație, regresie, reușesc să-și identifice astfel de momente, să știe cum au trecut prin ele și mai ales dacă au ajuns pe partea stângă sau pe partea dreaptă pentru o perioadă oarecare care a urmat. Sigur că așteptarea acelui moment induce emoțional și rațional o stare de asta. Doar că faptul că poate să spună cineva că o să fie mâine, asta e mai greu de crezut și de aici pleacă toată ca posibilitatea de a fi manipulat. Apropo de ziua de mâine, românii știu cu exactitate când va fi sfârșitul. Însă nu știu cum se face... Nu au avut bani pentru că nu au avut bani să-și cumpere sfârșitul lor. Nu știu cum se face, dar iarna totdeauna e plin de nepregătiți. Că nu știu când va ninge a doua zi. Dacă nu se uită seara la meteo... Ăsta e un lucru pozitiv, acum mi-e surpriză, dar... Deși întotdeauna am crezut că vreo 200 de kilometri mai spre sud, dacă era țara asta, ar fi fost cu mult... cu mai cald, să spunem. Multă muslină, da. Da. Ai spus cuvântul gol. Și asta îmi aduce aminte încă o chestie. Apropo de momentul în care reușim să ne desprindem și o grad de conștiință suficient de mare. Sigur că întotdeauna o să rămânem avocați, medici, profesori, ingineri și toate celelalte lucruri care sunt. Sigur că nu trebuie să le abandonăm, pentru că ele au clar un rol social, un rol economic, a-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Dar în momentul în care eu m-am confundat cu rolul meu, de-abia atunci am pierdut tot. În momentul în care eu mă cufund cu tot în rolul meu, e parcă mi-aș pune așa niște ochelari de cal. Și să nu mai chestia aia, să nu mai profesor, nu mai sunt și blan, să spunem, toate lucrurile pe care le fac, le fac după un model puțin și mai restrâns, după un model ăsta așa universal, valabil pentru categoria profesională cu pricina, trebuie să vreau, trebuie să primez mită, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac toate lucrurile, trebuie să respect un model. Și în niciun caz nu trebuie să trăiesc în acel mod în societate și, de fapt, eu să-mi văd creșterea gradului meu de conștiință și să merg mai departe. Cufundarea asta cu totul în rol poate fi evitată, cum să spun, sau poate fi eliminată cu tehnicile pe care le-a spus Vali, pentru că te-ai cuvânt în sufletul tău. Sufletul tău nu este sufletul de inginer sau de doctor, dar e suflet de om. Și tu trebuie să devii cât mai puternic om. Mai trăim partea asta de apocalipsă, revenind, atunci când renunțăm la un obicei, că renunțăm la un viciu. E o adevărată dramă. Ce faci? M-a lăsat de țigări. Da? În momentul ăla e o dramă întreagă. Ești întors, pe dos, ești... Nu-i mai intră nimic voi. Ce are, mă? Lasă că e... E apocalipsa în viața lui. Asta pentru că n-a descoperit că suma viciilor e constantă să reacă. Nu știa de ce s-a apucat. Era mai, că nu mai știe de ce să se mai apuce. Că nu mai știe care și ce componentă trebuie să fie mai mare la un moment dat. Acum aș face bugetul pentru următorul. Viciu. Mai... am mai trăit panică și am mai trăit partea asta de apocalipsă atunci când se schimbă un regim. Majoritatea dintre voi, cred că vă amintiți evenimentele alea din 89, în care acolo am cunoscut aproape tot ceea ce am șirat până acum. Partea asta de contagiune emoțională, de spaimă, de frică, de nu mai știi ce e adevăr și ce e minciună. Cine e cu tine și cine e împotriva ta? Cine îți vrea binele, cine nu îți vrea binele? Și tot 21 decembrie. Și tot 21 decembrie, nu știu cum se face. Uite așa că... Pe unii merg pe 11, alții pe 21. Sunt evenimente care ne pot marca. Și cu siguranță, acele evenimente din 89, pentru mulți, au însemnat traume. Dar traume, vă spuneam mai devreme, că poate fi și renunțarea la un viciu. Tot traume. Și aici vine de la atașament. În momentul în care mă atașez foarte mult de un lucru, nu știu cum se face că-l și pierd. E doar o chestiune de timp. Și e valabil de orice.
În momentul în care mă atașez de o relație, relația dispare. Nu știu cum, e o forță de atracție de faci toate acele greșeli posibile și imposibile, astfel încât relația se destrapă. Te uiți în urmă și zici, bă, atât de bă am fost. Aia nu, aia am făcut, aia nu. Ce Dumnezeu, parcă mi-au lipsit creierii. Când m-am atașat de, să spunem, de o mașină, am muncit la ea. Am muncit, am strâns bani. M-am uitat când am văzut, am cumpărat-o. Ce frumos arată, extraordinar. Și un prieten de-al meu povestea aici, că m-am urcat cu ea, m-am urcat frumos, am plecat, am mers 50 de kilometri și am intrat într-un păr. Atât de mult se atașase sufletul lui de mașinuța aia, încât atât i-au trebuit. Cât? 50 de kilometri, cred că îi face în 10 minute, un sfert de oră, depinde de viteză. Da. Pierdem tot. Nu are nicio legătură, era neglijență. Nu știa să conducă. Eu nu înțeleg problema ta cu atașamentele varie. Pentru că dădeam exemplu mai devreme cu bunicii și cu garderoba bunicilor. Dacă bunica n-ar fi avut atașamente, n-am mai fi avut tablouri în casă, nici antichități, care au bucurat-o și pe ea și pe bunicul, și părinții, și pe părinții mei, și pe mine, și pe copiii mei, și probabil că așa mai departe, dacă le păstrăm. Atașamentele, cum spuneai, atașamente nu sunt traumele. Atașamentele sunt lucrurile bune din viața noastră, sunt lucrurile frumoase din viața noastră. Păi când spunem atașamente, e tot o anumită formă de a ne referi la valorile pe care le posedăm. Și de a le încărca cu o chestie de-asta, cu vai, Doamne, dacă o pierd, dacă nu știu ce. Altfel, e normal să avem niște lucruri valoroase și utile pe care să le apreciem, pe care chiar să știm că vin de la bunica și să crește în bibliotecă. Să fie o legătură acolo și să creștem o bibliotecă, un perete cu tablou și toate celelalte. Devine atașament în sensul în care spune, vale, în clipa în care mă leg într-un mod de ăsta, bolnăvicios de lucrurile, negativ de lucrurile care se întâmplă. Adică când ne mănâncă sufletul. Când ne mănâncă în suflet. Asta trebuie spus, că amintele atașamentele sunt bune. Da. Bun atunci, păi hai să rezolvăm problema asta cu fumatul timp de 10 minute, pentru că ai spus-o atât de tare cu acest atașament. Să aud de aici un zgomot al atașamentului tare. Și după astea 10 minute, uite că tocmai avem începutul întrebărilor că se dă în sală. Vă rog să fiți mai vii. Bun. Ai listat de întrebări? Da. Bun, putem să-i dăm drumul după ce ne-am rezolvat problema asta. Ce era atașament? Ce era fumatul ăsta? O plăcere, o formă de împământare. Mamă, câte scuze mișto putem să găsim și orice mai. Și suntem tabacheri, suntem șamani când practicăm fumatul. A fost o chestie de intrare rapidă în transă pentru mai înaltă conștientizare, pentru a ne putea conecta la entitățile spirituale superioare care au venit aici și care dă drum. Sunt și atașamente pozitive. Exact cum spunea cineva în sală, nu e doar partea asta de atașament cu conotație negativă. Atașamentele pozitive au rol, în primul rând, de adaptare. De adaptare la situații noi. De adaptare în contexte de viață. Aș vrea să mai punctăm un aspect pe care nu am reușit să-l atingem. Cred că interesează pe toată lumea. Care sunt simptomele care apar urma unei agresiuni, unei atac psihic, urma efectului de panică. Sunt două mari categorii. Într-una este ceea ce se cheamă starea de paralizare, în momentul în care practic nu mai faci nimic. În momentul în care, indiferent ce îți propui, nu știu cum se face, dar nu-ți mai iese nimic. Ai sentimentul ăla de nisip curgător. Parcă cu cât încerci să te zbați mai mult, cu atât te afunzi mai mult. Cât vrei să ieși de acolo mai repede, cu atât ai trezit că ai ajuns până la genunchi și tot așa.
În momentul ăla nu mai gândești, nu mai ai decizii corecte pentru tine, nu mai ești atent, te enervezi, te eriți, ai pierdut starea. Faza superioară este ceea ce se cheamă atac de panică. Palpitații, îți bate inima mai puternică, aoleu, cred că de moarte o să mor în următoarele două minute, transpirații puternice, sentimentul că nu mai știi pe unde ești, da? La un moment dat, efectiv. Deci unde, Doamne, iartă-mă, sunt? La unii li se îngustează câmpul vizual. Efectiv, ajung să vadă aproape într-un punct. Durere în piept, o să mor, o să fac infarct în următorul minut. Ceea ce nu știm, nu știe foarte multă lume, este că un atac de panică, dacă nu te opui, durează maxim 10 minute. Doar atât. Pe urmă, o frică foarte puternică, o emoție foarte puternică când te enervează cineva, de exemplu, mânia, pe urma unui atac psi, dacă ai răbdare și respiri 90 de secunde, s-a demonstrat fizic. Adrenalina respectivă care se degajă în momentul ăla în corpul nostru, dispare în 90 de secunde. De asta se și spune și aici, înțelepciunea românească a văzut partea asta. Zice, doamne, să nu dai un răspuns când ești nervos. Da? Dacă l-ai văzut pe partenerul tău că a venit acasă plin de spume, o să ai tu toată dreptatea de pe planetă pe ceea ce vrei să spui. Taci și lasă-l 90 de secunde măcar în pace. 90 de minute? În unele cazuri, mai poate fi mărit așa. Dar sunt 90 de minute, nu e o zi întreagă. Da? Păi nu îți faci de lucru și pleci de acasă, ia. Dacă nu dar atacul de panică normal durează 10 minute, un atac de panică psihică, cât ar dura? Durează tot 10 minute. Hai că mai de mult am trecut și eu pentru o chestie de asta frumoasă, tu paranteză exact pe ce spui tu, cum se desfășoară un astfel de atac. Acum, nu știu, 7 ani, 8 ani aveam o bucată dintr-un apartament închiriat la etaj. Și stăteam cu chiriașii mei la o țigară și erau într-o chestie de asta jumătatea lui martie. Scoteau, apropo, de pândulapuri, dosare, alea le schimbau, își făceau și ei curățenia de primăvară și înșiraseră pe-n curte mobilă, hârtie, toate lucrurile care le aveau pe acolo. Cineva s-a gândit în momentul ăla să-mi trimită mie să trăiesc cea mai mare spaima mea. Spaima mea, pot să vă spun cât de de notorietate. Spaima. Stând eu așa și uitându-mă pe geam, în momentul în care am primit acea informație, am văzut că ninge. Mie îmi place teribil zăpada, îmi place teribil când ninge. Și din clipa aia am aruncat țigara, am stins-o repede și am coborât în curte să strângem și să acoperim repede toate lucrurile alea, că se strică că ninge. Și învârtindu-mă eu de colo-colo deja în curte, adică puteam să și simt lucrul ăsta, i-am văzut pe toți ceilalți coborâți și disperați, adică după glas, a dus ăsta repede, nu? Stăteau toți pe trepte și se uitau așa la mine. Că Vlad, de soare și e foarte frumos afară. Ninge, 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 dacă nu ninge. Așa că lucrurile astea le putem străiești dacă nimerește cineva o chestie pe care sunteți foarte sensibil. Ninge. Chiar ninge. În momentul în care chiar se întâmplă lucruri de genul ăsta, una dintre cele mai perfide agresiuni psihice, e momentul în care se lucrează pe partea de simțuri. Vizual, auditiv, tactil, ce simți, olfactiv, gustativ. În momentul ăla chiar nu mai știi ce-i cu tine. Fulgi mari. Fulgi mari, cum a zis Vlad, fulgi foarte mari. Îi vezi și acum. Și în momentul respectiv îți pierzi starea. Ideea este că în momentul în care te cunoști și aici nu e nevoie, că la un moment dat toată lumea spune bine, mă cunosc, dar cum să mă cunosc? Păi, cea mai frumoasă stare este aia de liniște, când ești tu împăcat cu tine, când ai parte de echilibru interior și asta le-am avut cu toții și le avem cu toții. Aia e o stare bună. O stare pe care la un moment dat, când îți pierzi partea asta de liniște interioară, inconștient o căutăm cu toți.
Și pentru că tot a venit vorba de stare bună, o să vă arăt o tehnică foarte simplă pe care o puteți face oricând fiecare dintre voi, chiar și pe stradă când nu așteptați autobuzul. Super! Alta decât ciocolata și înghețată. Fără ciocolată și fără înghețată. Cu siguranță fiecare dintre voi și fiecare dintre noi a avut cel puțin un moment de viață în care a avut o stare și un context de viață foarte bun. Și puteți să vă amintiți momentul ăla și contextul de viață în care ați avut acest eveniment frumos, pozitiv, în viața voastră. Să spunem că acum aici suntem în prezent. În prezent în care cineva a reușit, nu știu cum, să-mi fie ce stare. Sau m-am trezit pur și simplu eu la ora 11, că dimineața, din cum eram cu zâmbetul până la urechi, la ora 11 sunt așa. Ok. Ce pot să fac în momentul respectiv? Mi-aduc aminte un context de viață în care am manifestat, în care am trăit bucuria extraordinară. Fie când am primit un dar, fie când cineva mi-a zâmbit frumos pe stradă, fie când cineva mi-a pus o muzică, fie când am văzut o floare de cais, da? Sunt emoții pozitive, frumoase. Lucruri care mi-au inundat fiecare celulă din corpul meu. Cu ce? Cu energie pozitivă. Care ce a făcut? M-a umplut de vitalitate, de liniște, de pace. Și în momentul ăla fiecare dintre noi am radiat. Nu știu cum se face, dar întotdeauna ne ducem lângă oamenii care radiază toate aceste stări. Habar n-avem, nu suntem conștienți de asta. Și atunci mă duc, să spunem, pe linia timpului, în trecut, în momentul ăla, și mi-amintesc acea stare. Și efectiv îmi dau voie să o trăiesc, să o vizualizez. Să mi-aduc aminte ce am văzut în momentul ăla. Păi am văzut-o cu iubita mea cum îmi zâmbea. Și ce am auzit? Am auzit-o cum spunea, uite ce lucru minunat ai reușit să faci în casă. Ai reparat nu știu ce. Și ce am simțit în momentul ăla? M-am simțit bine, că na, sunt bărbat. Da? Și poate am mai simțit și un miros, da? Parfumul ei. Sunt deja patru elemente care poartă denumirea de ancore. Sunt ancore pozitive. Sunt elemente care mă ajută să-mi aduc în corp acel context de viață pozitiv. Și îmi dau voie să intru. Ce am văzut, ce am auzit, ce am simțit. Poate am gustat după aia un pahar de șampanie. Deja s-a dus în prima și partea de gust. Și îmi dau voie să mă umplu fiecare celulă a corpului meu de această stare. Cineva spune că ca să ajung la un nivel de performanță mai înalt, introduc această stare, acea emoție pozitivă, mă fi în cap, apoi în inimă și apoi în întregul corp. Mă încarc aici și apoi mă reîntorc în prezent. Și aici, aici e șpilul, în acest prezent, îmi dau voie să trăiesc și chiar să descarc, imaginativ, vizual, imaginez cum descarc toate aceste emoții pozitive. Vă spun că în maxim 10 secunde starea voastră se va schimba. Nu e nevoie să mă credeți pe tot. Și aici mai puteți să faceți un lucru, pentru că aici puteți să fiți la ora 11, dar până seara, ehe, cale lungă. Și puteți să vă imaginați toată ziua. Și aici, pentru cei care au nevoie de mișcare cumva, își pot imagina cum cu un gest toată această stare o trimit și vizualizează și imaginează cum o trimit până la finalul zilei. Până seara, în momentul în care vor pune capul pe pernă. Și cu fiecare minut din ziua respectivă până seara, se impregnează cu aceste stări. De bucurie de a trăi, de veselie, de umor,
de starea de bine și veți vedea că ziua aia curge altfel. Ce se întâmplă seara? Veți zâmbi. Și o să vedeți că ziua voastră s-a schimbat. Și că proverbul ăla românesc care spune ziua bună se cunoaște de dimineață, parcă n-a stat în picioare, nu știu cum se face. A pornit prost la un moment dat, sau foarte prost. Ceea ce veți trăi la sfârșitul zilei, puteți folosi și mâine, și poimine, e o tehnică care funcționează oricând. Sunteți pe stradă, sunteți undeva în stația de autobuz sau la metrou, nu e nevoie să vă puneți ceea ce v-am arătat acum cu obiecte pe jos. Sunt aici, am starea negativă, acum pas în spate, mi-aduc aminte contextul în care am trăit lucrurile alea frumoase și apoi fac doi pași în față frumos și descarc tot și pentru ziua, pentru orele care urmează și pentru seara. E o tehnică foarte simplă. Nu vă face dependenți de nimeni, nu vă cere consum de timp, credeți-mă, vă ia 2 minute cel mult. Dacă sunteți grăbiți pe pilot automat, puteți face într-un minut. Sunt aici, starea negativă, m-am dus aici, am luat toată încărcătura pozitivă, cu inspirație și cu expirație, am făcut pasul, cu inspirație, expirație, am descărcat, am mai făcut un pas cu inspirație, expirație, m-am văzut la finalul zilei. Foarte simplu. Și încă am auzit întrebarea, dacă n-am trăit eu niciodată în momentul ăla, spațiu crea un spațiu de ăsta ideal al inimii, cum îi spune, care poate fi undeva într-un loc în care ați fost sau într-un loc în care ați dori să fiți, pe planeta asta, pe o altă planetă. Important e să vă simțiți acolo în liniște, protejați și să luați legătura cu acel mediu, să vedeți ce mirosuri sunt, ce sunete sunt, tactil, cum se simte tot ce este în jur acolo și imaginea aia, să vă duceți către ea tot timpul când aveți foc. Când sunteți trași într-o altă direcție decât aia de evenimentele de peste zi. Bun. Mai e o tehnică pe care aș vrea să o vă spun, ca și bonus. Sunt zile în care cineva spune, bine, bine, asta o fac pe stradă, trebuie să fiu în picioare. Ok, dar atunci când am la ora 7 deja sunt în firmă, plec la 12 din firmă și jobul meu e să stau pe scaun non-stop, atunci ce fac? Că nu pot să mă plimb cu scaunul pe lângă vecinul, în stânga sau în dreapta. Nu merge. Sunt situații în care nici la budă n-ai voie să ieși. Și atunci e un alt instrument. Ce fac într-o situație dată? Păi e simplu. Vă imaginați. Într-o mână, nu contează care, că n-are importanță, momentul prezent, în care sunt așa cum sunt. Cu stare mai puțin, sunt foarte obosit, sunt stresat, cu multe sarcini pe cap, cu multe griji, cu multe probleme. Aole, tot ce știți că se întâmplă într-o zi rea. În cealaltă mână, e suficient să vă imaginați că puneți 3 situații de viață în care ați fost bucuroși, plin de vitalitate, de energie, cu o stare cu psihică extraordinară, cu tot ceea ce vă doriți și la nivel de aptitudini să manifestați în contextul ăla de viață în care sunteți și le puneți acolo. Și umpleți, vizualizați cum puneți cadou după cadou. Primul context în care ați fost extraordinar, al doilea context în care ați fost minunați, al treilea context în care ați manifestat situația dată. Și vă imaginați frumos, după ce ați încărcat în partea dreaptă tot ce e de încărcat frumos, pozitiv și ce vreți să trăiți și ce aveți nevoie să manifestați în contextul ăla de viață, peste cealaltă lume. Și apoi, cu ușor gest, puteți să-l faceți la fel. În momentul ăla, pe o inspirație, și pe o inspirație, ați integrat toate acele emoții pozitive. În maxim 5 secunde, starea veche dispare. O să o vadă toți cei de lângă voi. La un moment dat, asta se va vedea cel mai frumos în postură.
Până în momentul ăla poate ai stat așa, după ce ai făcut asta, la un moment dat nu știi cum se face, dar ți-i îndrepti coloană. E o tehnică care e suficient să vă imaginați mâinile voastre că fac acest lucru, nu e nevoie efectiv să o și faceți fizic. Asta e un lucru extraordinar. Gândiți-vă ce înseamnă această tehnică în situații de negocieri, în situații în care atât de n-ai timp nici măcar la budă să te duci și în același timp beneficiile. Pentru că în momentul ăla veți vedea că veți duce sarcina la bun sfârșit și în plus o să ajungeți cu o stare foarte bună acasă. Ceea ce e lucru important. Ok. Hai, Simona, să încep tu cu întrebările, că tu ai atât de multe... Vreau să recunosc că la prima pe care o am de ceva timp și mai exact cât de când am stabilit tema conferinței, vă spun deja, domnul, la prima parte, respectiv, cum faci diferența între o lecție, o plată karmică și eventual un atac. A spus prin faptul că o să fie toate în același timp, puțin din fiecare. Ok, starea. Le luăm de unde a lăsat. Starea respectivă poastă poate fi dată de un atac. O îndrepti. Trec 5-10 secunde, 10, printr-un din primele metode respective, îndrepti starea. Da? Parcă te-ai gândit, mama, știu ce să vede. Cine mi-a tras-o, scuzați-mi expresia. te duci și vezi. Nu reacționezi, sau nu, reacționezi în măsura în care reacția ta față de persoana respectivă ar putea fi justificată în un fel, ar putea exista vreo justificare, sau pur și simplu reacția ta n-ar fi decât un contraatac. Depinde ce înseamnă să te duci peste el, să vezi cine e și ce e justificat. În mod normal, nu trebuie să răspunzi cu aceeași monedă. În mod normal, trebuie să te duci către el cu toată iubirea și compasiunea de care poți să te duci. Și deși pare, sigur, măcar gândiți-vă că s-ar putea, măcar gândiți-vă că iubirea și compasiunea voastră s-ar putea să-l doare mai tare decât un atac în momentul în care el are o anumită vibrație. Dar gândește-te că înainte de orice altceva, deși în viața de zi cu zi, s-a ajuns la o escaladare. Aceea se întâmplă acolo. El a aruncat cu roșie, tu dai cu el cu măr, el a aruncat cu un butor, tu dai cu el cu... Și nu se va termina niciodată. Însă, dacă îi mergi totuși aici, tot la rădăcină, de ce Dumnezeu a avut ceva cu tine? A avut ceva cu tine pur și simplu că e nebun și i-a luat cineva mințile? A avut ceva cu tine pentru că undeva, cândva, în trecut, tu iei greșit cu ceva? A avut ceva cu tine în cauza unei terțe persoane pentru care, nu știu, el are niște sentimente, tu ai niște sentimente, sunteți acolo toți trei într-o anumită relație. După aia sunt multe lucruri care se rezolvă din punctul de vedere al cauzei, mergând până la rădăcini dincolo de viața asta. Și se poate întâmpla ca unele lovituri să fie momente în care te-ai întâlnit cu cineva care ți-a făcut ceva, care are o plată, să spunem, față de tine și respectivul care a dat în tine a venit peste tine cu o urmă din furia aia acumulată dintr-o viață, din două vieți, din 10 vieți. Și tu, sigur, ai perceput-o, a fost o lovitură, toată lumea poate să fie martor la asta, dar tu trebuie să îți asumi greșeala de la momentul cu pricina, să lași capul în piept, îți spui încă o dată, iartă-mă pentru ce ți-am făcut atunci de mult, pentru că dacă iei scara celor 5 minute în care s-a întâmplat, ți este vinovat. Dacă iei, de când i-ai făcut tu cât i-ai făcut, încă nu ți-a dat o suficient. Și, dacă el, și se poate întâmpla că el după primul moment să și oprească. Știi, ca și cum vezi pe stradă cineva nasol de care, pe care îl vede și e prima reacție, da. Dacă reușește să stăpânească după aia, totul se liniștește. Dacă tu în clipa aia l-ai și scuipat, atunci iară se intră într-o de-asta. Și până la urmă, tu rămâi un dezavantaj. Tu tot ai de făcut, ai o lecție de învățat, ai o plată, ai toate lucrurile pe care vrei tu. Da, da.
Cum să facem noi să nu facem noi asta celorlalți? Acum vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, de cele mai multe ori ne place că ne suntem victime. Când de cele mai multe ori, poate suntem chiar sănători. De multe ori, parcă începem noi, dar asta înseamnă că ne trăim cu prea mare intensitate emoțiile, că nu reușim să ne detașăm suficient. Când nu avem liniște interioară nici pentru alea 3 secunde, nici pentru alea 48 de minute. Și atunci noi considerăm că avem o atitudine de-astea activă asupra vieții, când de fapt avem o atitudine de-astea activă doar la nivelul corpului fizic, eventual și emoțional, pe ce se întâmplă în jur. Mental și spiritual suntem zero. Acolo nu suntem activi, acolo nu mergem înainte. Atunci, rămânând în zona asta unde aruncăm de colo-colo cu cuțitul, și cu ura de la nivelul corpului emoțional, avem atitudinea asta. Dacă reușești să stai liniștit, să stai cu o liniște interioară care să-ți permită și un al doilea gând când te-ai întâlnit cu cineva, nu o să fii pus în starea de a lovi. Dar partea asta cu să lovești pe altcineva, sigur că e mai ușor să lovești decât să repari. Să petrece simplu și la nivel inconștient și emoțional și de-aia trebuie avut mult mai multă grijă. Pe de altă parte, nici nu este atât de intens, adică nu trebuie să te gândești că imediat l-ai pus până la între patru scânduri. Însă bănuia ei creat, în momentul în care te duci peste el, ei creat o atitudine față de tine. O atitudine câteodată față de categoria oamenilor, categoria din care faci și tu parte. Și da drumul la un bulgăre care să răstăgăvesc pe noi. Aș vrea să completez și un pic ce se întâmplă într-o situație conflictuală, într-o situație de agresiune. Noi, prin firea noastră, suntem luptători și asta e genetic. Da? Numai că a venit agresiunea, ideea este să răspund, dacă totuși răspund, cumva, cel mult 10% din cât mi-a fost dat. Pentru că un război pornește de regulă în felul următor. Tu mi-o mori un om, eu ți-o mor doi, tu mi-o mor trei și tot așa și de aici a plecat, a ajuns la război și nu mai știm nimeni de unde a plecat și de la ce am plecat. Da? Se escaladează. Vorbind de instrumente, ce faci într-o situație dată? O să spun și asta. E o tehnică foarte simplă care, dacă lași primele 90 de secunde aia demonie să treacă, să se elibereze, te duci la cauză. Cauză pe care poate fi de acum, poate fi de altă dată, foarte de altă dată. Și nu știm. Și exact cum ai zis și tu la un moment dat, poate constați cu surpriză, dacă ai putea să te uiți, că încă a fost cu milă cu tine față de ce ai făcut altă dată. Și atunci, te poți gândi la persoană sau să te uiți la persoană după ce ți-au trecut alea 90 de secunde, 2 minute, 3 minute și să spui, în gând, că e o parte frumoasă, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți, te iubesc, mulțumesc. Sunt câteva afirmații deosebit de puternice. Pentru că fiecare dintre noi, în esență, în tot ceea ce facem, la baza oricărui comportament, de dimineață până seara, sunt 5 mari piloni după care alergăm și ăștia sunt iubire, acceptare, respect, iertare și compasiune. Dacă luați viața oricărui om, indiferent de statutul social, indiferent de pregătire, veți constata pe parcursul zilei, că în anumite momente aleargă mai mult după compasiune, sau după iubire, sau după respect, sau după acceptare, predomină ceva mai mult din el. Până seara, trecem prin toate. Și cultivând asta, nu mai neapărat într-o lovitură, într-un atac, ci cultivând această atitudine cu toți cei din jur, lucrurile încep să se schimbe. Pentru că e legea rezonanței. Ce cultive doar o chestiune de timp. Mie vine cineva și spune, de 2 ani doar plăți karmice, m-am săturat să plătesc karmicul. Păi cine știe câte trăznei ori fi în urmă, dar 2 ani sunt nimic. Da? Ori, cultivând lucrurile astea încet, încet vei, veți vedea că
sunt aceste momente de cădere sau de agresiune, scap, se răsc. Dacă înainte se întâmplau de 20 de ori pe zi, aoleu, iar mi-a dat unul, aoleu, iar m-a zăpăcit unul, da? O să vezi că la un moment dat ajung la 10, după aia la 2 zile, după aia la 5 zile, bă, dar mi-e bine, da? La un moment dat începem, am început să ne obișnuim cu răul ca și fiind starea normală. Ne speriem în momentul în care ne e bine. În momentul în care suntem noi, senin, ok, cu toți, toate ale noastre acasă, ceva e în regulă, e în legea lui Murphy. După 3 zile trebuie să urmeze una. Rea, da? Aici apare ceea ce se cheamă convingere. Și dacă convingerea mea interioară este negativă, convingerea generează o așteptare. Care așteptare îți atrage contextul. E doar o chestiune de timp. Păi mai o nișă de asta de probleme karmice. Chiar poți iei instrumente, să spunem, măsuri, te uiți, intri în meditație, regresi și te uiți pe firul vieților tale anterioare, că nu a fost nimica care să justifice plățile tale karmice din momentul respectiv. Dar foarte puțin ne uităm și la neamul din care facem parte. La faptul că avem o mamă, un tată și în spatele fiecăruia o grămadă de strămoși. Și că poate nu toți strămoșii noștri au fost în întregime corect pe tot parcursul vieții lor. S-a întâmplat să mai facă rău acolo. Și după ce am aflat asta, eventual că vă spune Vlad sau altcineva, prima voastră intenție e să vă duceți la strămoșul care a greșit și să-i trimiteți lui toată lumina și toată iubirea necesară. Și lucrurile continuă să se întâmple cu aceeași intensitate. De ce? Pentru că foarte rar vă gândiți că trebuie liniștit amărâtul ăla față de care strămoșul vostru a greșit și că asta va rezolva de multe ori o serie întreagă de probleme. Întrebări? Nu, cum se rezolvă? Ai făcut despre detașare. Da. Nu le trage în linie între detașare și necăsare. Corect. Păi nu, detașare înseamnă să nu încerc eu să-mi impun niște pulsiuni de-astea negative și să pulsiunile negative să ajung să le consider ca criterii de viață morale, elegante și frumoase. Detașare înseamnă să am suficientă liniște interioară ca să nu mă zbat, să nu-mi doresc, să nu de la un anumit nivel de stat de vibrație. E foarte greu de trecut chiar așa cu totul și nici nu trebuie să ajungi într-o stare de legătură, să nu interacționezi cu cei în jur, pentru că trebuie să mergi înainte. Făcând însă lucrurile cu intenția corectă și stând suficient de relaxat ca să nu-ți durești toate lucrurile imediat, ușor, ușor reușești să te detașezi de. Vreau, nu există o deosebire între detașare și eliberare. Detașarea o văd mental. Adică ce nu îmi detașat de oameni de toate probleme. Ce este legat de probleme este mental. Eliberarea da, nu, aici este într-o altă zonă. Noi numim acum, în contextul ăsta, detașare pe toate planurile. Și fizic, și emoțional, și mental, și spiritual. Putem să găsim niște nume, niște categorii să creăm pentru fiecare în parte și fiecare au niște nuanțe. Sigur că dau o detașare de asta la nivelul corpului fizic. E detașarea aia isicastră în care nu ajung să trăiesc într-un anumit fel. Ajung să renunț cumva la corpul meu fizic ca totul să se orienteze către celelalte și să pot să cresc. O detașare emoțională înseamnă nu să iubesc pe cineva, dar nu să fac tot felul de alte greșeli legate de ură, de toate celelalte pulsiuni negative emoționale. Mental să încep și eu să gândesc corect, nu să calculez cum să-i fac rău celuilalt ca să obțin niște lucruri. Deci pe fiecare în parte am putea găsi cum să le... să intrăm în niște detalii care ar fi utile. În continuarea discuției am putea face o, cumva, o separare și între voință și dorință sau atașament. Că tot detașare, atașare, voință și atașament. Ai zice între voință și intenție, știi? Intenția este de o declar ca atare și nu o faci pentru tine și o faci cu un anumit respect față de ce se întâmplă pe partea elaltă. Deci intenția am manifestat-o și după aceea reușesc să mă detașez de
de toate consecințele, să nu stau să măsor pas cu pas, să nu fie frică de fiecare etapă care urmează. Și voința aia cuceritoare. M-am dus și nu, cum am zis, sunt un luptător, sunt animalul om luptător. Voință vreau. Și, în general, între intenție și voință e și chestia aia. Intenția de a fi cumva și voința, în general, aia de a avea ceva. Între regulile alea nu a fi și a nu avea. Dacă eu încerc să fiu ceva, lucrurile se vor petrece într-un anumit fel, mai ales dacă eu încerc să fiu ce trebuie să fiu pe misiunea mea personală, pe ce am de îndeplinit. Dacă vreau voință să am, o să fiu suma obiectelor pe care le am. Mai... De ce ați spus domnul Ivănescu și ce ați spus dumneavoastră, la un moment dat, este o contradicție, îmi permit să subliniez. Mai multe au fost, dacă... Una o să subliniez eu, una în rândul meu respectiv, la specialitate. De asta, contradicțiile... Nu, doar paranteza de contradicție. Sunt tot așa perspective. Sunt perspective ale unor tehnici, ale unor școli de evoluție spirituală, ale unor moduri în care cu toții ne apropiem de vârful unei aceleiași munte. Doar că noi am acceptat că poate încă suntem, nu fiecare în urcuș, suntem pe același munte, dar încă nu ne vedem. Dar eu știu că el e pe munte, pe o altă parte și urcăm și cu cât urci mai sus, cu atât știi muntele mai subțire și poți să ieși cu partea și pe alta și deja îl percepi pe celălalt. Jos, acolo, la bază, pe el urcă pe un alt drum, cu siguranță pe un alt munte și după alte reguli și trebuie să moară. Încă nu face parte din... Acolo sunt biserici. Cu meu. Evident. Jos sunt bisericile, știi? Jos sunt bisericile. Și atunci, asta e, apropo de contradicție. Am înțeles. Dumneavoastră, la început de conferință, ați menționat că simplele afirmații de genul mă simt din ce în ce mai bine, am o zi perfectă, etc. Că la un anumit nivel de vibrație nu aș tu făcut rând pentru că nu ai rezolvat, de fapt, cauza. Nu ai cum să alături efectul decât să-l acoperi. Bagi cu noi un supreș. Domnul Cumbănici, acum în a doua parte, chiar a menționat exact ce înseamnă starea pe care o atragi teama de... Da, a vorbit întâi de conștientizarea stării. Nu cred că le-a propus pur și simplu așa... Îi conștientizezi. Deci îi conștientizezi poziția ta, conștientizezi în care din poziții te afli și după aia sigur că de toate afirmațiile alea merg mai departe. Ne spune mai un atac de panică și primul lucru care, sau eu știu, te simți rău, primul lucru la care te gândești e... Sau în ziua care ți-e bine, ca la război tactică și strategie, ca la medicină e urgență și chestiile de lungă durată și o serie de lucruri să fac pe moment. Ideea e dacă după ce ai trecut de momentul ăla de panică, ai să continui de-a boulea pe românește, să ignori cauza și să trăiești tu fericit mai departe, ești mai zâmbăreț la un dar nu știi ce ți se întâmplă. Sau după ce ai trecut de aia, ai folosit și cele 90 de secunde ca să respiri, ai făcut și afirmațiile, pe aia, hai să vedem ce s-a întâmplat, cauza, cine și ce era de făcut. Ideea e că la un moment dat mă folosesc de orice instrument ca să pot depăși starea negativă. Și atunci, în momentul respectiv. Momentul ăla e important să găsesc ceva. De criză. Momentul de criză, ce vine în minte de toate instrumentele pe care le am ca să pot depăși. După ce mi-au venit vorba aia toți creierii înapoi acasă, într-adevăr, mă duc și analizez să văd care e cauza de bază. De unde au plecat? Care sunt posibile cauze? Are importanță care din instrumente îmi vine primul la îndemână? Adică constat că în 10 situații de criză, din 10 instrumente pe care le am, de 8 ori am ales același instrument. E bine să analizez asta ca ceva ce mă caracterizează mai mult sau mai puțin? Da, nu, o să afli câte ceva despre tine, dar e bine că l-ai ales pe ăla, că l-ai să potrivește, îți place, a avut rezultate. Dar sigur că dacă ai ales 8 din 10 pe care, 8 ori 1 din cele 10 pe care le știi, spune ceva despre tine, e o formă de raportare, de relaționare cu lumea, cu cei din jurul tău. Acum, dacă tehnica aia pe care o folosești de 8 ori, nu e cea mai fericită, după mine, se reșmagoare și mai... Atunci, da, o folosești ca să renunți la ea. Ideea e să,
să te folosești efectiv în momentul ăla de ceea ce ți-i dă. Exact cum spunea și Vlad, dacă eu vreau, am făcut un anumit comportament care mi-a adus suferință și mâine repet, iar același comportament care mi-a aduce tot suferință și între ziua 2 și ziua 3, eu zic la șeful, nu faci nimic cu viața mea, nu la tine, dă-mi și mie, dă-mi și vă ajută-mă și eu nimic. Și a treia zi, la fel, fac același comportament. Păi dacă aștept alt rezultat, cred că am o problemă eu. Nu are nici șeful, nici universul, nici din jurul meu. Da? Deci, aici ține la un moment dat și de flexibilitate. La un moment dat ține de starea ta de atenție. Să-ți dai voie să fii ubicat. În situații de criză nu mai are importanță ce tehnică faci. Faptul că o repeți, noi oricum suntem prin educație, prin modul în care suntem noi structurați, ne ducem pe calea bătătorită. Degeaba se spune, drumul cel mai scurt e drumul pe care îl știi. Da? Chiar dacă ocoli jumătate de București, jumătate de sector ca să ajungi când poți să o iei pe alt drum. Până la urmă, ce a contat e rezultatul final. Te-ai simțit bine? Ți-ai revenit? Ți-ai căpătat respirația? Ți-au bătălit bătăie inimii? Ai o stare în care începi să gândești, începi să fii tu și emoțional și energetic, da? Acolo, atunci, după aia, după o perioadă de timp, te duci și la cap. Cred că este o problemă de energie. Deci toate bătăliile care există și până acum au existat au fost între noi și ceilalți, între ceilalți și noi și noi cu noi. Problema, absolut tot ceea ce creăm pe această planetă, conștient sau inconștient, este o problemă de energie. Deci, în momentul în care ai energie, nu te mai bați cu nimeni. Pe cât îi lați, te pot agresa ca să-ți o ia. Nu? De fapt, asta este o bătălie de energie, nu este nimic altceva. Da, de ce? Da, asta este. Poate să fie și o chestie legată de resurse. Îi spunem general ca să putem, sigur, energia este informată. Nu, asta era problema, dar poți să schimbi. Adică toate cauzele astea duc la starea de conștiință. Starea de conștiință este o stare de iluminare, da? Așa o văd eu, sigur, acum puteți să mă atacați. Dar, de-aia este foarte, foarte adevărată, pentru că este starea ta de conștiință. Deci când vibrația ta este cea care îți determină inclusiv, de ce să ai stări de panică? Decât dacă ai o vibrație joasă. Da, aici sunt două aspecte. La același nivel de, la același nivel de vibrație foarte înaltă, măsurat după câți parametri vezi pe lumea asta, doi oameni poate să intre în conflict. Fără nicio problemă. Că la același nivel energetic, spiritual și în toate felurile, pentru că au de învățat ceva unul de la altul, au niște lucruri nerezolvate. Există o a treia persoană dintre ei pe care o împac sau o slujesc într-un fel sau un alt. Deci raporturile sunt mult mai... De fapt, aici am plecat, de la titlu. Panica ar fi sigur că da, în momentul în care vezi pe toți ceilalți în jur că vor energia ta câtă e ea acolo și că s-au repezit peste tine. Dar intrăm aici și în zona asta de frică și uite, am văzut pe cineva care și-a cumpărat o carte și trebuie să o dezvăț de ceea ce consideră ea, că o definește azi, cartea aia se chema Frica, sau așa ceva. Despre frică, cum tratăm frica. În mod normal trebuie să ieșiți mai ales din acest mecanism al fricii. Și mecanismul ăsta al fricii trebuie rezolvat mergând la cea mai înaltă treaptă a fricii pe care o aveți. Care este prima dintre toate? Dacă stai și mă gândi la lungul chiar dacă noi negociem cu niște consecințe, cu niște... Frica de moarte, nu? Frica de moarte nu o puteți rezolva decât prin adevărata credință, că indiferent că asta e singura viață, că e o suită de mai multe vieți, că după momentul ăla al morții, se întâmplă ceva, că în funcție de ce ai trăit și cum ai trăit, sunt niște lucruri. Și atunci, chiar dacă în tipul ăsta vine acel cutremur care trebuie să vină, nu știu în ce dată suntem, dar vine, nu? E 31 ianuarie, e ziua aia de cutremur, vă spun eu că geolo. Și cade tavanul ăsta acum. Zic că e balaurul în vacanță. E balaurul în vacanță. Nu se mai mișcă. Să nu ne fie niciodată. A căzut tavanul, a murit cu toți. Urmează ceva. Avem rostul nostru. Dar murim odată. Murim odată. Și mai e ceva. Gândiți-vă că această atitudine, pentru că multă lume ignoră sau îndepărtează așa de la orice discuție, agnosticul și ateu. Inclusiv pentru el, cel care a trăit corect,
moral, din toate punctele de vedere. Și el știe, de la un moment dat încolo, că asta e. Dacă e mulțumit de tot ce a fost, trebuie să fii mulțumit de tot ce ai trăit până în momentul cu pricina. Să știi că n-ai ieșit, să știi că ai manifestat iubire, compasiune și toate celelalte față de semeni. Dacă este chestia... Aia e. E, după ce ai rezolvat, în o formă de credință, de încredere, frica de moarte, o serie întreagă de alte spaime nu-ți mai sunt atât de acute. Nu-ți mai e atât de teamă de foame că o să mor de foame. Nu-ți mai e atât de teamă că te atacă cineva, că o să mor, că m-a atacat ăla și nu mai știu de mine. Nu o să... Deci toate celelalte teme, frici pe care le ai, dă șef, dă rudaia arțăgoasă care te ține sub capul de o viață, dă toate celelalte, ușor, ușor, se detensionează. Păi mie nu mi-e frică de moarte și mi-e frică de ăla că țipă la mine, doar că l-a pus în situație că e șeful meu să facă. Toate celelalte se pot ușor, ușor să detensionează. Dar în momentul în care manifesti frica asta față de moarte, nu este o dovadă de egoism, în loc să te gândești cum să poți să dai celor din jurul dacă ești, mai mult. Dacă ești sigur? Că mi se pare amuzant, mi se pare foarte simplu. E cel mai simplu să mor. Dar e normală, nu e. Nu, e normală. E decât să pară normală și de fireață. Da, avem programă. Ție poate să-ți fie clar că ce se întâmplă după moarte, că moartea are logica ei de viața de după moarte și de toate celelalte, și în același timp să simți că mai ai niște lucruri de rezolvat. E, trebuie pusă o graniță între mai am niște lucruri de rezolvat pentru evoluția mea spirituală, pentru evoluția spirituală a celor din jur, sau mai vreau să mănânc o ciorbă de fructe, mai vreau să beau damigeana aia de whisky. Și și! Acolo e povestea legată de cum am rezolvat-o. Dacă toate lucrurile sunt în partea asta, pot să ceva suplimentarea misiunii personale. Dacă chiar am vrut, s-ar terminat ce se întâmplă. Mai am niște lucruri eu de făcut într-un anumit fel. Vreau să-mi rezolv niște lucruri mai repede. Anunț. Chiar dacă acum cu lui eventual poate să fie și mai rău, s-a terminat misiunea până aici, accept o chestie nu mai rău, mai grea, mai dificilă, mai solicitantă și mă țin de ea. Dar dacă eu ce anunț e că totuși mai vreau să restaurantul cu tare și aia și bă, nu e același lucru. Și dacă le cer să că zici că în momentul în care e o pondere aici, dar tu de ce crezi că peste tot și-l măsurători și n-ar avea acel 81%? 81% e, de fapt, majoritate. Nu 51%. 81% din toate punctele de vedere și energetic și spiritual și în toate felurile asigură o majoritate reală. Deci dacă 81% e cel rău pentru alții și 19% este damigeana cu whisky, e ok. Ca la orice măsurătoare care ție se dă la 81% încolo, începe să fie ok, sigur că da, cu niște spale. Dacă s-ar pune acest barem în orice formă de vot, de alegere, de opțiune colectivă pentru ceva, la 81% ar fi ca la unanimitate. Ca și o unanimitate de idei. La 51% când ne certăm ca chiori. Vrem să-l găsim pe la unul care a avut acolo la chiar așa din cauza lor. Doi singuri că cu aritmetica asta. Da. Așa cum a zis domnul Șara, pentru cei care li se pare mai ușor să moară, nu cum mai este frica de viață, dacă întoarcem în sensul ăla cei care vor neapărat să moară, Și sau eu o teamă continuă de toate celelalte evenimente care ți se pot întâmpla și te-ai polarizat așa undeva într-o zonă de asta superficială, la ce te doare, la ce imediat. Următoarea, frica de suferință. Da. Nu. Viața cum e ea, cât e ea, trebuie... Frica de durere. Nu se încărcă. Chiar și durerea, să știi că atare. Peste durere se trece relativ ușor. Relativ ușor. Peste certuri cu alții să trece mai greu. Da. Da, ciocolată e bună pentru întâmplarea personală. Practic, ceea ce uităm este că în fiecare secundă facem o alegere. Și totul se rezumă la alegere. Aleg să mă comport
într-un fel sau aleg să mă confort în alt fel. Da? Asta e contextul de viață. Să spunem, dau un exemplu banal, suntem într-o firmă, s-a întâmplat ceva rău. Da? Unul dintre noi se vor duce, să spunem, pe o anumită latură în care vor începe să întrebe cine sunt vinovații și de aici curg un lanț de atitudini și comportamente care au anumite consecințe și anumite costuri. Alții dintre noi se vor duce în cealaltă latură în care vor spune ce soluție are în situația asta de viață. Și de aici curge un alt lanț de atitudini și comportamente cu alte rezultate, cu alte costuri. Asta nu înseamnă că cei din perspectiva asta uită ce s-a întâmplat. Dar atitudinea face diferența întotdeauna. E diferența care face diferența. Totul se rezumă la atitudine. Ce aleg în clipa aia? Da, de e un context de viață greu. Da? E o situație de viață grea. Dar am o alegere. Ori voi sta așa toată ziua în poziția ghiocelului și încruntat și supărat, sau aleg să zâmbesc și să stau cu spatele drept. E adevărat, la început zâmbetul va fi strâmb, va fi în colțul, va fi, poate în primele secunde, când mă uit în oglindă, un rânje pentru mine. Da? Dar după câteva secunde, încet, încet, rămâne doar un zâmbet. E, zâmbetul ăla, de acolo renaște. Indiferent de cât de greu. Pe orice plan. Și dacă tot folosim zâmbetul ăsta atât de fals și la un moment dat astupăm în noi fiecare frică, fiecare temere și agitația se produce pentru că noi n-am rezolvat temerile. Da. Dar zâmbim în continuare, că dă bine, că ne ridică vibrația. Și la un moment dat ce facem? Că tot nu găsim soluții, că nu putem să controlăm vibrația. Exact ca și cu starea. O găsesc, mă duc în 5 minute, nu-mi place în birou. Mă duc afară, îmi amintesc un moment plăcut. Și ce se întâmplă dacă o să zâmbești, e ca și cum se ține bunuțele pe inimă, așa, pe cea ca a patra, și tot zâmbind tu, ca să-ți refaci starea, la un moment dat o să-ți vină în minte de ce trebuie să acoperi tu cu zâmbetul ăla. De unde ți-a venit starea aia de tristețe și de amărăciune continuă? Și o identifici. E tipul ăla, și zâmbetul e, cum a zis, în forma aia de terapie reiki, în care trimiți către un anumit loc și se va întâmpla ceea ce trebuie, inclusiv sub forma asta, ca tu să afli care a fost cauza. O afli până la urmă. Nu rămâne un zâmbet mutânt, un zâmbet gratuit, un zâmbet care nu are acoperire neapărat în starea ta, ci încerci prin el să-ți induci o stare. Pe măsură ce te apropii de starea aia, tu nu poți obții starea aia decât trecând până confruntarea cu cauza care ți-a produs cealaltă stare în urmă, soartă. Faptul că zâmbești, asta nu înseamnă că și acoperi. Faptul că zâmbești doar o resursă pentru tine, pentru momentul ăla. Asta nu înseamnă că tu să nu te mai ocupi de cauzele din spate, să nu le cauzi. Să nu vezi, să te întrebi ce poți să schimbi ca să fii altul. Pentru că, dacă o luăm dintr-o altă perspectivă, orice context de viață în care nu ne merge bine, nu face decât atât. Schimbă ceva în viața ta. Ăla e mesajul. Noi le ignorăm. Le dăm deoparte. Nu le băgăm în seamă. A trecut? Lac a trecut. Atunci, de-abia, le îngropăm supreși. E adevărat, la un timp explodează cu altă putere. Dar explodează pentru că noi, în momentul ăla, am făcut o alegere. De a le îngropa. Și e o întrebare. Care e intenția pozitivă a acestui context de viață pentru mine? Pentru că noi, prin educație, ne ducem doar și luăm doar suferința. Suferința brută și atât. Sunt făcut să plătesc, cum vorbeam mai devreme, de perspective. Am venit pe planeta asta să plătesc karma pentru tot neamul meu. Da? Ok. Bun. Sunteți doi.
Dar uităm un lucru. Vreau și eu un exercițiu de imaginație. Care este contextul pozitiv, că tot am vorbit, așa, la Apocalipsă? Partea pozitivă. Domnule, se sfârșește lumea. Care e partea pozitivă a chestii astea? Este ca la... Domnule, se termină planeta. E examenul de stat sau lucrarea de licență, cum se zice acum. În realitate e foarte bine. Foarte bine. Dar nu. Deci e bine... Mă rog, nu pentru toată lumea. Dar e bine dintr-un anumit perspectivă. Ei, problema este că în momentul în care vezi partea pozitivă a lucrurilor, scapi de frică. Corect. Pentru că în momentul ăla frica... Frica dispare în momentul ăla. Plus că mai e un exercițiu, mai e un lucru care se întâmplă în momentul ăla. Nu mai mă focalizez pe suferință. Pentru că creierul nu poate să ducă două gânduri concomitent. N-avem cum. Și atunci te duci pe celălalt. Pe care? Căutare de soluție. Da. Domnii de la o anumită vârstă în sus aici, știu foarte bine că până în ultima zi de armată a fost îngrozitor și prima zi de după a fost o mare fericire și o colecție. De amintiri frumoase armata. Și toată viața. Cam la fel se întâmplă și cu asta. Asta este. Da. Dar sursa fricii care este? Lipsa credinței, da? Da, da. Primul palier este că frica, dacă am pus-o pe frica de moarte acolo, lipsa de credință în ce să... Nu cred în credință. Eu nu cred în credința oamenii. Cred în cunoaștere spirituală. Credința de cunoaștere. Credința sub aspectul ăsta. Și al cunoașterii, și al identificării. Și al evoluției până la un anumit... Este. E o credință. Ne-am dezvoltat mentalul și fizicul, da? Bodybuilding, mental, nu știu, emoțional, acum, noroc, am avut astfel de conduceri. Mari maestri care au scos toate nenorocirile din noi și emoțiile negative, ne-au citit, da, dau exemplu ăsta ca să fiu plăcută. Dar spiritual, absolut, aici este, aici clădim. Pentru că în cei spirituală, spirituală avem de clădiri. Să știți că e un pic altă. Din ce am văzut eu așa, din mai multe situații în care am avut acces la mandale și la măsurători pe diverse persoane, din punct de vedere energetic, fizic, emoțional, mental și spiritual, noi în zona asta suntem un pic exacerbat emoțional. Avem foarte multă energie acumulată și strânsă acolo. Că o folosim aiurea e cu totul altceva. Noi ne încărcăm, ne încărcăm până în rugăciune, ne încărcăm până în telenovele, ne încărcăm până toate astea și aici, emoțional, suntem îngrozați. Fizic, nu avem grijă de corpul nostru, nu e așa, petrecut pauza, fumând și tot felul de alte lucruri. Mental, suntem și nu suntem ok. Nu investim foarte, foarte mult deocamdată în educație, în informație, în autocunoaștere și în tot ce se întâmplă la nivelul corpului mental. Iar spiritualul, să știți că îl accesăm foarte greu din cauza că noi considerăm dezvoltarea la nivelul emoțional ca fiind la nivel spiritual. Încă în clipa nu am coborât în inimă, cam așa merge. Am coborât în inimă, sunt în inimă, mă rog la divinitate, îmi vin lacrimile. Și zic, haoleu, ăsta e tot. Și când folos, dacă după ce am coborât în inimă, ar trebui să urc, e, ăla, ultimul pas, nu prea să mai întâmple și în ăsta. Sigur că urcă înapoi cu corpul mental și ar trebui să am cunoaștere acolo, să nu rămân blocat în zonă. Nu că ar fi neapărat om pentru etapa vieții, dacă totul e făcut curat și cu intenția corectă. Mai sunt o grămadă de alte momente în viața asta sau în viața următoare să treci. Poate asta e lecția unora. În viața asta ne-am ocupat de corpul emoțional. Dar în masă așa, nu e bine că acolo s-a... Nu cred că e acolo să dezvolți mentalul totul, pentru că Sfinții au avut emoțional și au absolut direct în spiritual. Da. Eu cred că dacă îi luăm pe rând așa, nătăflez nu era. Nici. Nu cred că... La un moment dat au reușit să-și coboare mintea în suflet. Ca să-și coboare mintea în suflet, deja mintea aia are niște calități. Și la un nivel. Invadează persoana. Și din suflet de acolo a venit, știi, ca pe o daia de sări. Și s-a dus înapoi. Și construia corpului ca un una la una, doua la una, dacă ne referim la Sfinții Martiri, acolo...
Martina juca tare, nu. Aia îi propulsa oricum. Dar pe la Cila, uite, e o chestie. O să, chiar o să mă uit să văd. Cred că bună parte dintre ei ajunseseră și cu cunoaștere la un nivel suficient de înalt ca corpul. De înțelegere. În nivel de înțelegere. Eu nu vorbesc aici de diplome, sigur. Nu, dar nu. Mai, de cunoaștere spirituală. Și marea majoritate a Sfinților nu a reușit să trăiască în mod evident la nivel mistic, adică să perceapă și toate alte. Deci canalul era un corp deschis. Întrebare. Cred în inteligența Sfinților. Eu susțin teoria mântuirii universale, da? Da. Bun. Ce părere aveți asta în contextul în care negarea teoriei mântuirii universale este, de fapt, o formă de manipulare prin frică de către biserică. Așa este. Și este corect. Păi, dar întâi și întâi că mântuirea nu poate fi decât atât cu noi împreună, că ăsta e scopul Universului. Suntem ca toți împreună suntem... E aberant. Acum, de ce să petrece așa și de ce vor unii să manipuleze în sensul ăla? Știu de ce. Deci, anatem. Știi cu toții de ce. Da. Dă-mi fericire ăștia aici, nu? Elita de care vă ascult, în și eu sunt 44 de mii care acum de Apocalipsă. Mai avem curajul ăsta. E mai ușor să domin prin frică. E adevărat că am tot auzit și în multe biserici. Nu știu, aici n-am putut să înțeleg niciodată pentru ce se spune la un anumit nivel, la un anumit moment și cu frică capetele să vi le plecați. Și cu frică, și cu frică, și cu alte expresii pe gen. Vrăjmașul pune, că vine vrăjmașul și te... Pentru că e o contradicție în termeni. Ori Dumnezeu e iubire, ori nu mai e iubire. Cum? Nu am făcut o variantă de traducere a smereniei în frică. Eu cred că o foarte mare parte din frică vine și din ignoranță. Sigur, asta. Adică... Singurul păcat. Singurul păcat pe care l-are. Dacă acum, de exemplu, dacă vine cineva și spune că te bate Dumnezeu că ai făcut nu știu ce, ai două variante. Îți pleci capul să îți zici, du-te băi de aici. Cum am zis la început, mi-a tăiat Dumnezeu drumurile. Ori te duci la ora 5, ori la 7 în continuare. Da, nu te-i să adică... te informezi care e programul la o biserică. Nu e numai asta, dar vreau să vă spun că am trecut un eveniment cu toții, în care este o dispută interesantă pe tunel între noi, incinerarea și îngroparea. Sigur că eu consider că spun asta ca să nu creez o impresie generală. Sunt semeți. Ei băieții și-au făcut de lucru. O groapă, o cruce, dă-i cu parastasul, dă-i cu un cruce pentru semeul rămas încopat acolo și așa mai departe. 7 ani, bănuțul și toate chestiile. Ce-i mai grav, și mi se pare foarte grav, este că există înainte de, să zicem, Nicea, creștinii se sinucideau într-un hal fără de hal, ca să se ducă la Iisus. Și atunci și-au hotărât din brusc că sinuciderea este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Nu, aici o hotărâre. Nu cu judecăm. Nu judecăm. Da, facem o poveste. Știm că este, dar facem o poveste. De ce până atunci, până era 300, nu era un păcat și a fost jertfă, peste jertfă și a fost omorât și așa mai departe? Și de ce de la 300 și ceva a și fost... Și toate culturile. Și toate culturile există chestia. Inclusiv la... Așa, și atunci... E diferență între jertfă și sinucidere, da. Acolo, alții comiteau actul de sinucidere ca... Dar păcatul sinuciderii este nu este de la creștini, deja de la evrei. E de la evrei, asta am fost să spun. Bine, iudaismul, sigur, este creștinismul iudaism. Sinuciderea ca atare, pur și simplu, nu sub formă de jertfă, e o chestie de frică față de viața ta, de ce urmează lipsă de răspundere. Cei care se jertfeau pentru credință, indiferent că vorbim de contextul ăsta creștin sau de altul,
Era o acțiune, o altă motivație, ce se întâmplă acolo. De altfel, nu și... E o chestiune de cultură, japonezii, să jertfezi din onoare și răspundere. Deci o chestiune de cultură, de repere cultural. Iar acolo se discută de o jumătate de oră despre instrumentalizarea lui Dumnezeu în folosul puterii pământești. Ceea ce e cu totul altceva, nu are nicio legătură. Bun. Că frica destructurează, de-aia o folosește biserica, ca să poată domina. Cum? Destructurându-ne. Dar da, apropo de chestia asta cu incinerarea, probabil că dacă s-ar aștepta până la 21 de zile, ar fi ok și incinerat și înmormântat și îngropat în toate felurile. Cam 21 de zile ar fi necesare, știi, ca să întâmple toate cele, ca să adună tot SN-ul și toate să plece. Da, acum, da, nu o să facem... Asta am văzut să cred, dacă prin incinerare se duce tot SN-ul, dar nu se duce, că n-am putut fi... Încă nu știu, dar acum și incinerarea aia nu e instantanee imediat, după durează o vreme. Dacă cei din jur, poate aici e greșeala, dacă cei din jur ar face destul de intens toate lucrurile care sunt de făcut pentru a aduna... Am și eu și o întrebare. Dacă SN-ul e structură veșnică, credeți că poate fi iasă în foc? Aia nu poate fi iasă în foc, nu. Numai că problema este că... Nu se duce la raport. Se duce. Se duce. Problema este că se duce prea repede. Da. Și atunci apare un dezechilibru. La trăsnet cum e? Oricum. E percat. Se duce totul. Se trăsnește pe aceea ce facem cu tot o formă de plată. Dar dacă ar aștepta 21 de zile... Asta, asta. Nu s-ar mai duce la fel. Mă rog, păi nu, apropo de ce a spus și Dragoș de faptul că vine... SN-ul iese după ce putrezește inima. Deci asta durează cam, nu știu, 6 luni sau ceva de genul ăsta. Majoritar iese în alea 21 de zile, hai 40, cum se face la noi, în toate sfârșurile. Ideea e, cum spui tu, că se duce totul prea repede. La urmă, SN-ul ăla e analizat, ăla e oglinda a ceea ce e făcut. Ăla e dosarul tău cu care te duci la judecat. Și modul în care te duci la judecare, nu, și la tribunal, dacă te duce, nu, cu toate, cum ne spune doamna asta? Dovezile. Și toate probele odată la judecătură, așa grămadă, nu, cum e după. Acum, zice și la lasă-mă la o parte. Deja te duci cu ele frumos și între timp, cei care sunt în spate și se roagă pentru tine, mai șterg pe acolo pe-n dosar către o chestie, că stau în colț. Mai stai spune, mai pierde decât nu. Își asumă toții care se roagă pentru tine, își asumă cumva o parte din plata ta, o parte din canonul ăla. Și atunci când se ajunge la citit, mai dispar niște cuvinte care le-ai spus de 4 litere, de chestii de genul ăsta. Și mai așa, dacă se trezește judecătorul cu toate anul de astea, ia-i lasă-l ăla de părțat. Forțează, ăsta are pile, are cer, dacă la oax acum are pile ca să-l judecăm noi. Mai rapid și cu tot dosarul acolo. De asta zic eu, asta 21 de zile care sunt în mod normal, că ajunge suficient și e ritmul potrivit. Aici trebuie să defini ce înseamnă tot potrivit, cele 6 luni de care aminteai. Nu au 6 luni, știți? Da, o condiție de asta, o situație perfectă, nu e. Dar după regula ta, înseamnă că la Lenin și la alți câțiva s-a rezolvat, nu? Că... Deci dacă se pune în rată de sticlă, este... Oricum nu are nevoie. E rezolvat. Cu... Ei n-au nevoie. Da. Da, la egipteni le scotea chestiile. Nici la ei nu era nevoie. Da. Și nu urcau. Nu urcau. Deci nu se pune problema urcării până nu, la... Nu urcau mult și nu coborau decât... Coborau foarte mult. Urcau puțin și coborau puțin în epoca aia. Da, până la... Că nu era... Era marginal. Nu era deschis, era spațiu limitat, ca să spun. Pentru că era oarecum după o apocalipsă pe vremea aia. Atunci încă nu se... umpluse totul din nou, sus și jos. Întrebări mai aveți, dragii mei? Da, eu nu știu dacă tu nu mai ai nimic. Aș mai avea ceva de zis. Aș mai avea ceva de spus. Ca și încheiere. Această întâlnire am gândit-o la un moment dat ca și motto pe care mie mi-a plăcut foarte mult și care l-am înțeles în timp.
Dau nu luptă niciodată, dar câștigă întotdeauna. Prima oară l-am aflat dintr-o carte a lui Dragoș. Nu l-am înțeles mult timp. Toate, tot ce s-a vorbit în seara asta, toate instrumentele pe care le-a spus, vă ajută să vă cultivați anumite lucruri astfel încât să nu fie nevoie să luptați. Și e un banc în care se spune așa, la un moment dat, șeful cel mare pe minus s-a plictisit. Zice, băi, m-am obosit și eu de atâția mii de ani și milioane de ani, mă tot bat cu ăla de sus și tot încerc să-i fac un alt. Hai să-mi iau și eu 3 zile de vacanță. Era visul tuturor celor de sub el. Ascuns visul ăla mic, băi, ce-ar fi măcar un sfert de oră să fiu în locul lui. O oră deja era extraordinar. 3 zile. Super. Și vine și le zice, știți, vreau 3 zile de vacanță. Și unul dintre voi poate să fie în locul meu. Da? Pentru asta, vreau să mă impresionați cu ceva. Și cine reușește să mă impresioneze? Cum atrage el sufletele în pace? 3 zile în locul. Bun. Iese unul în față. Eu provoc războaie, mă duc peste ei, îi fac să se certe, îi fac să, îi fac să. Să uită la el. Asta de pe timpul Alexandru Macedon. E fumată de aia. Treci la talpa aia. Păi luați opa, asta e că se lasă și cu la închisoarea cea mai de jos. S-au început să se mai răzgândească. Mai bine rămân aici, pe nivelul meu, decât să mă duc cea mai jos acolo. Le-a pierit gândul ăla. Hai, nu mai vrea nimeni. Iese al doi. Eu le zic să înjure, să bată, să fie agresiv, să... Asta... Acum 10.000 de ani. A, treci tu acolo. S-au văzut ăștia tot pe ce se lasă. Rămâne vis acolo, tăcut. Ce mai curaj, iar în jos acolo. Hai mă, nimeni niciun. Iese un mai zdrânță ăsta. Să uită la el, zice. Eu le spun să se roage. În secunda 2 s-a făcut un diametru de făcut câțiva metri în jurul. Că le era frică de ăla că... Le zic să fie milostiv. Le zic să aibă respect. Le zic să iubească. Deja la un moment dat și ăsta într-un lui începea să zică, să se gândească. E un arhanghel printre noi, începea și el să-și caute arma. Ei luați la fel, începeau și care mai de care de când visau ei să prindă un arhanghel între ei. Le zic să fie pozitiv, le zic să... Însă, când era aproape apogeul și ăștia toți să sară pe el, o condiție. Da, eu sper să nu așteptați chiar până mâine să îndolvați cu toate lucrurile despre care am vorbit. Vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc și inspecției de stat în Reichi. Aici. O să anunțăm următoarea întâlnire, cândva luna viitoare. Și dacă mai aveți întrebări de pus, spuneți-le pe e-mail, pe Facebook, pe toate alelalte și o să răspundem în continuare. Și o să vă răspundem și fiecare o parte și la un moment dat când o să adunăm toate materialele astea, vedem sub ce formă, o să găsiți acolo în continuare. Bun. Vă mulțumesc, noapte bună!